Bun. Deci astăzi facem un curs despre table, Meet, Jamboard, Whiteboard, Openboard, Microsoft Whiteboard, Classroom Screen, WhatsApp, nebunie. Deci nu o să mai înțelegeți nimic. Toate tablele astea pe care o să le folosiți sau nu o să le folosiți, da? Depinde de cât de îndemânate sunteți. Frate, așa că trebuie să intre doamna Negrici. Și mai erau vreo două doamne care vă cânteze. Doamna Constantin, ne auziți acum? Nu ne aude doamna Constantin. Ok, bun. Dăm drumul, gata, începem? Sunteți pregătiți? Da. Pregătite? Ok. Se vede, da? Da. Așa. Știți că are și Zoom tablă? Așa. Da, Dar exact. mă interesează. Exact. Deci în momentul în care suntem pe Zoom și vrem să stăm cu copiii, are Zoom tablă, direct nu trebuie să mai reșeruiesc altă tablă. Deci, haideți să vă arăt tabla de la Zoom, din Zoom, ca să zic așa. Ok, o secundă, să închid pe aici minunile astea. Acum, ok, ca să dăm stop share și după aia imediat când dăm să șeruiesc, să vă arăt tabla. Asta e tabla. Ok. Deci, ce facem? Când deschidem ședința de Zoom și dăm share screen, avem acolo share whiteboard. Deci este tabla de la Zoom. Puteți și în asta să faceți. Eu o să vă dau acum invitație să intrați aici și să mă zgâriți tabla. Da? De fapt, o Așa spre. secundă. O secundă. Așa, ia, puteți să scrieți pe tabla asta? Ia încercați. Nu poate doamna Negri să intre. De ce nu poate să intre? De ce nu poate să intre doamna Negrici? Nu e parola incorrectă. Este același lucru ca și doamna Adriana. Ați putut să intrați? Puteți să intrați pe tablă? Nu. Nu puteți? Imediat să fac eu aici niște treburi. Să Nu. Deci Nu jos puteam. aici trebuie să vă apară un creion la tablă. A apărut pe tablă, l-am încercat să-l, da. Și scrieți cu Păi el. da, și... Uite, eu A... scriu. Păi ăla scrieți dumneavoastră, dar Deci noi... aveți și noastră un creion, ia vedeți. A, și mă uit aici. Da. Reușiți? Păi unde, de unde se iau creionul ăla? Jos, jos. Da? Jos, aveți un creion și dumneavoastră. Nu, Da? este doar al dumneavoastră. Este doar al meu. Stați o secundă, să Am opresc eu și el. spus că nu aveți necați paralizările noastre. Cum? Deci unde e numele meu, apăsați pe el. Unde n-ai mai? Reușiți? Nu. Nu, că nu știu de unde să apăsăm, unde să mă duc să apăs. Oh, of, of. Bun. Asta e dragoste. Lăsați așa. Deci, care e ideea? Că eu am tabla aceasta și o aveți și dumneavoastră. Când intrați în Zoom și dați share screen, haideți să vă arăt cumva, ar trebui să deschid Am eu. la o opțiune acolo? Deci numele dumneavoastră apare sus în verde. Da. You are waving Florin Tudose screen, da? Așa, Atât. așa, așa. Atât. Și Nu opțiunea e dumneavoastră review de option. view. Ok.
A, ba da. Fly video panel. Nu mai văd. A dispărut. Ok, imediat, stați așa, să vă dau eu mai bine opțiunea asta să... Ok, stați să ies de aici și după aia să șelez din nou. Dau... Să dau stop la ecran și să încercăm să vă dau link-ul, să vedeți că se poate și așa. Mă auziți acum? Ok, da. Nu mai vedeți ecranul. Deci, tabla de la Zoom ce face? În momentul în care sunt pe Zoom, share-uiesc tabla din Zoom și scriu pe tablă, cum scriu și pe Jamboard, cum scriu și pe Whiteboard, și elevii văd ce scriu eu și ei pot să scrie. Imediat o să facem o probă acum, să vedeți că funcționează. O secundă să deschid și un WhatsApp, să trimit link-ul de la sesiune și o să intru de pe celălalt, de pe tabletă și o să vedeți că funcționează. Ok. Ok. Bun. Ok, ia să vedeți acum. Și acum, deci, priviți, nu mai încercați, că dacă nu vă iese acum, vă arăt cum se face. Deci am share-uit tabla mea, o vedeți, da? Da. Asta e tabla din Zoom. Și pe tabla aceasta am aici, vedeți meniul, da? Se vede sus aici? Acum e în centru, vedeți? Nu-l vedeți. Nu. Meniul văd doar eu. Da. Noi vedem doar creionul. Doar creionul vedeți. Ok. La view option, acolo de să ne ducem? Jos, jos în bară, aveți, când dați click, aveți, scrie creionul și scrie Florin Tudor se screen. Hai să vă arăt așa, dacă așa reușiți să vedeți. Am apăsat eu pe ceva. N-apare. Da, să vedem. Apare sigur. Poate. Deci uitați așa, așa trebuie să vă apară. Ia, vedeți? Deci asta așa vă apare și jos în bară, aici, în dreapta, în stânga, pardon, jos, scrie Florin Tudose screen, da? Și trebuie să dați click pe acel creion, uite că a reușit cineva cu verde. Dar nu apare. Apare, din moment ce mă zgăliți, ați reușit să intrați pe tablă. Bravo. Și scrie de acolo, mă zgăliți. N-am mă zgălit eu. Ce? Eu am zgălit? N-ați mă zgălit dumneavoastră? Bun. Haideți dar să nu văd aici că scrie asta. Florin, cum a zis. Să zicem că vreți dumneavoastră să scrieți pe tablă. Ok. Aveți, ia uite, cineva mă zgălește. Da? Cine? Că eu nu. Eu nu. Uite, eu mă zgălesc acum. Da. Așa. Acum o să șterg. Ok. Deci, ce pot să fac aici? Am posibilitatea să pun o casetă text și să scriu aici ce doresc eu, după cum vedeți, deși elevii văd. Am aceste opțiuni să scriu și să inserez tot felul de pătrățele. O să mai vedeți asta, cercuri, dreptunghiuri. Nu mai încercați. Acum vedeți ce putem face ca elevi și dumneavoastră o să faceți așa când, dacă o să folosiți. Dar ideea e că trebuie să o folosiți pe Zoom. Aici, ia uitați, o să vă dau inimioare dacă răspundeți și toți elevii care răspund pe tabla aici apare numele lor, cine îmi scrie. Și eu pot să punctez așa fie cum văzut, fie cu o inimioară, fie cu o săgeată, da? Am aici un spotlight care îmi permite să am aici ca o artifică de Crăciun, de Revelion. Am și steluțe. Aceste elemente de unde le... Sunt în meniu aici, sunt în meniul tablei pe Zoom. Aveți o bară cu meniu, dar nu se vede, pentru că fiind în Zoom și făcând ședința prin Zoom, nu vedeți meniul. Asta este. Dar dacă intrați și share-uiți tabla și dumneavoastră, deci când share screen, aveți acolo whiteboard. Și să lăsați whiteboard. Puteți să faceți o probă. Ia, aveți Zoom? Puteți să deschideți o sesiune de Zoom? Da. Nu merge, că sunteți deja într-o sesiune de Zoom cu mine. Da, exact. Nu putem, da. Nu puteți, da, corect. O să încercăm după, nu-i problemă. După, exact. Eu mi-am notat pașii. Exact, exact. Sunt elevselitor. Da, deci când deschideți Zoom-ul și dați share screen, aveți whiteboard, o tablă albastră și o alegeți pe aia. Și vă apare tabla asta pe care o vedeți acum. Și în meniu aveți chestiunile astea. Acum eu o să șterg tot.
sau șterg pur și simplu ce doresc, vedeți că pot să șterg cu o gumă, cu o radieră, sau o curăț pe toată. Am format să scriu cu ce culori doresc eu, da? Nu o să vă arăt foarte mult, pentru că dacă nu vedeți cum și fac, o să faceți dumneavoastră și o să experimentați. Și poți să o salvezi ca PDF sau ca poză. Da? Elevii când scriu pe tablă, apare în dreptul numelui cine scrie. Dacă intră pe Zoom cu numele lui, Popescu Ion, vă arată că Popescu Ion scrie pe tablă. Poate să vă dea un răspuns. Am mai intrat aici? Da. Da, bun. Domnul Dragoș sau cine-i? Doamna Dragoș. Cine-i cu Dragoș? Ne auzim? Ok. Deci cam asta este cu tabla vieții de la Zoom. Tablă foarte simplu de folosit, dar, repet, puteți să o folosim prin Zoom. Da. Ok. Acum, tot în Zoom, haideți să vă arăt cum puteți să faceți un link permanent pe care să-l folosiți tot timpul. Aha. Deci să nu mai schimbați link-ul, exact ca la Meet. Și o să deschid un Zoom. Se vede, da? Și intru pe Zoom aici și vă arăt și cum facem breakout rooms și cum programăm întâlnire. Deci se vede Zoom-ul, da? Da. Bun. Când vă duceți să programați la meetings, încă ceva, alea 40 de minute sunt gratuite, știe toată lumea, da? Dar după, dacă nu aveți abonament, după ce este în alea 40 de minute și vă închideți Zoom-ul, intrați pe același link, că se poate. Da. Ne spune și elevilor, măi, după 40 de minute, dacă vrem să mai stăm, ne reconectăm. Aceleași date ale ședinței, da? Și să zicem că vreau să programez o ședință, da? Haideți, vă arăt acum cum să fac link-ul permanent. Să zicem curs, da? Clasa a doua. Și vreau ca acest link să fie permanent, să nu mai schimb mereu, să-i zăpăcesc pe elevi. Da? O să măresc acum să se vadă. Bun. Și trebuie să fac doar două setări diferite de ce făceam până acum. Deci nu pun la dată nimic. Nu mai selectez data, ora. Deci lăsăm așa. Aici o fac când vreau să fie cu precizie. Ziua și data și ora. Da? Aici nu selectez nimic. Nici la durată. În schimb, trebuie să bifez acest buton. Recurring meeting. Adică o întâlnire recurentă. Adică o întâlnire care va fi tot timpul, acest link. Deci bifați acest buton, care este sub time zone. Aveți grijă aici, time zone este Bucharest. Să bifați recurring meeting. Asta înseamnă că este o întâlnire recurentă și link-ul va fi valabil tot timpul. Da? Bun. Și dedesubt, mai aveți bifat aici, la recurrence, da? Bifați no fixed time. Deci ultima opțiune. Deci nu daily, nu weekly, nu monthly, no fixed time. Și în momentul ăsta, dacă ați bifa cele două opțiuni, adică întâlnire recurentă și no fixed time, da? Acest link va fi valabil tot timpul. Nu va mai fi nevoie să-l schimbați. Parola, uitați că pot să o schimb aici, să le zic albinuțe, dacă am la cei mici, să țină minte. Deci nu mai am nevoie de parola cu cifre. Îmi pun eu ce parolă vreau eu. Ați văzut că eu am pus parola curs. Da? Deci nu mai trebuie să tastați acele cifre tot timpul. Ok? Bun. Și aici aveți camere de așteptare dacă vreți să nu intre fără acordul dumneavoastră, elevii. Da? Să-i aprobați. Aici host, dumneavoastră sunteți host, adică gazdă, dacă vreți să intrați cu video sau nu. Și la fel participanții, dacă vreți să intre cu video sau nu. Aici bifați, nu e obligatoriu să bifați ceva, puteți să lăsați așa. Aici la audio, bifați doar computer audio, adică să se audă sunetul de la computer, atât. Telefon nu înseamnă telefon fix, nu înseamnă telefon mobil, înseamnă numere de dial-up din țări. Da, din Europa și din America, deci nu le interesează nici bot amândouă, da? Ci doar computer audio. Da? Ok. Aici mai aveți la meeting options, allow participants to join anytime, ok? Să intre pe mute, dacă vreți să intre pe mute elevii,
să nu facă gălăgie, îi puneți pe mute din start și bifați acest mute participants upon entry, să nu fie gălăgie acolo, cum se întâmplă prin cursurile astea, să văd, fiecare intră cu microfonul deschis, ce faci, Maricico? Bine, nu mi-a venit șoriciu, da? Extraordinar. Doamna Carmen, salutăm, doamna Petec, ați intrat, observ. Da? Ok, să rămână doamna Carmen, sunteți nou aici la noi la curs. Da? Ok. Și mai puteți să bifați aici breakout room pre-assign, adică să faceți cămăruțe. Da? Asta în varianta în care aveți abonament de la școală. Și în breakout room, se uite, eu pot să creez camere și să vă pun în camere. În camera 1, să zicem că o pun pe doamna Elena, împreună cu, da, mai adaug aici participanți, cu doamna Adriana și cu doamna Carmen. Și așa pune elevii în cămăruțe. Da? Și salvez această cămăruță. A, uitați, acum în camera 1 este această componență. În camera 2, la fel, pot să mai adaug alți elevi. Da? Să zicem că adaug pe Adi, nu știu, pe Maria și pe, da, Vasile. Ok, și în felul ăsta creez cămăruțe în Zoom, care îmi permit mie ca acei elevi să fie, dar pot să fac câte camere vreau, ca elevii să fie separați, să nu mai vorbească toți cu toți, să vorbească doar între ei, pe cămăruțele acestea. Da? Și dacă vreau după aia și mă supăr, le zic că ok, nu mai stați în cămăruțele voastre, trebuie doar să debifez aici opțiunea asta, să șterg camerele și nu mai sunt cămăruțe. Deci la opțiunea asta, breakout room, să-i pot împărți pe elevi în camere, foarte simplu. Este opțiunea aici, breakout room pre-assign. Trebuie să o bifez și am opțiunea să înregistrez din start ședința de pe Zoom sau când începe să dau record. Da? Și aici să aprob sau să blochez anumiți utilizatori, dacă știu eu că mă hackeresc ăștia, nu mă interesează. Deci, revenind, ca să fie întâlnire recurentă, trebuie doar să bifez recurring meeting și va fi link-ul permanent și no fixed time. Da? No fixed time, ăsta ultimul și gata, în momentul în care, ia să vedeți, dau save. Acum, această întâlnire va fi permanentă în calendar, pot să o și pun în Google Calendar. Invitația pentru această întâlnire va fi aceasta. Uite, și mai apare, this is recurring meeting anytime. Da? Și elevii vor intra întotdeauna pe acest link și cu această parolă. Nu vor mai trebui să schimbe. Eventual poate să și-l copieze și să și-l pună pe desktop sau în telefon undeva. Deci nu va mai trebui să intre de fiecare dată, să, doamna, dați-ne și nouă codul, nu știu ce s-a mai întâmplat pe acolo, da? Ok. Deci așa se face o întâlnire în Zoom, al cărei link să fie permanent. Asta este și, de fapt, ăsta este link-ul întâlnirii. Dar eu, dacă vă dau link-ul ăsta acum, puteți intra pe link-ul ăsta și ne mutăm de pe întâlnirea asta pe acest link pe care n-am programat ziua, data și ora. E de ajuns să o deschid și ea devine activă. Da? Pentru că este întâlnire recurentă, valabil oricând. Da? Ok. Bun. E clar? Întrebări aici? Aveți? Nu aveți. Deci asta se poate face pe Zoom. Doamna Negrici, o fi reușit să intre? Nu o fi reușit să intre. Vă ascult. De ce nu o fi reușit să intre? Ok. Deci așa se face întâlnirea pe Zoom să fie valabilă tot timpul. Și aveți aici setări avansate. Dacă vreți să faceți programări, să primiți rapoarte, le puteți face, dar nu vă interesează asta pentru că
asta faceți doar o întâlnire cu elevii, dar Zoom-ul este foarte competitiv pe partea asta de rapoarte și avansări și setări avansate. Au o groază de minuni pe aici, au tutoriale, deci e foarte, foarte bun. Cam asta, asta ne interesează, să fie link-ul ăsta permanent și să îl folosim tot timpul. Vedeți că eu am tot felul de link-uri permanente. Uite, pregătire pentru BAC, miercuri la sociologie, scris, și scrie aici, recurring. Da? Adică e întâlnire recurentă, link-ul ăsta e valabil tot timpul. Da? Nu este nevoie de nimic altceva. Da? Da. Ok, bun, întrebări aici. Da? Aveți? 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 Nu. Nu? Bine, mergem mai departe. Ok. Hai să opresc asta și să continuăm. Alte tablă. Hai să vă arăt această tablă, da, de la WAPP, A-W-W-A-P-P, la fel, un site online în care avem o tablă, o știți, este foarte drăguță, awap.com, da? Se vede, da? Ok, se vede și se aude, sperăm că ne aud și cei care nu au salutat sau nu au vorbit până acum cu noi. Ce facem aici pe tablă? La fel ca și pe celelalte table, avem o groază de opțiuni. Să punem culorile în stânga, să măresc un pic meniul ca să vedeți. Da, avem... Uite, acum vedem și noi ce avem. Acum vedeți, dar pe Zoom nu aveați cum să vedeți, pentru simplu motiv că era pe Zoom. Da? Da. Și pot să scriu cu roșu, pot să scriu cu galben, pot să scriu cu... Da? Deci aici am culorile, aici am meniul să dau înapoi și să selectez ce vreau să aleg. Pot să aleg, să aleg acest stilou, pot să aleg un marker și să scriu așa cu markerul, pot să aleg ceva mai subțire și să scriu tot felul de scheme pe aici, pot să aleg să fac săgeți, de stânga dreapta. Mhm. Ok. Vedeți ce frumos. Ok, și pot să șterg. Am aici o gumă și mă duc și șterg ce vreau eu de pe tablă. Frumos. Da? Da, și pot să șterg toată tabla dacă doresc. Sau bucată cu bucată. Așa. Ok. Apoi, ce mai am aici? Pot să adaug exact ca și la Jamboard. Dreptunghiuri, cercuri, simboluri din astea cu care pot să mă joc și să trag de ele și să le folosesc cu elevii pentru diverse alte lucruri. Pot să adaug post-it-uri, asta îmi place drăguț. Deci pot să fac câte post-it-uri vreau eu. Deci încă dau fiecare elev un post-it din ăsta să scrie ceva pe el. Observați? Ok. Bun, pot să dau full screen, să o vedeți așa pe tot ecranul. Pot să mă duc aici. Dați așa că mă întreabă cineva pe chat. Bună seara, ați intrat doamna Negrici, în sfârșit. Ce ați pățit? Așa. Și aici nu pot să... Ce s-a întâmplat? Mulțumesc. Ce s-a întâmplat? Știu. Nu știu unde greșeam. Nu știu. Ah, în Zoom. Nu știți unde greșeați? Bun, acum sunteți cu noi. Cum mi s-a întâmplat și mie atunci, prima seară la oră. Da, se întâmplă de la connection, de la internet, de la... Nu știu, mi s-a blocat și n-am putut să mai intru. Exact. Și aici pot să șterg sau să salvez tabla, să o redenumesc. Deci o convertesc într-un template. Acum o să șterg asta ce s-a făcut aici. Dacă vreau să șterg. Ok, mă duc și dau delete. Ok. Na, nu sunt autorizat să o șterg. E bine că nu mă lași. Și pot să o export aici, adică să o descarc ca PDF sau ca imagine. Da? Și aici cu săgeata asta dau back. Cum vedeți,
dau înainte și înapoi și aici pot să adaug tot ce doresc eu, să șterg toată tabla sau anumite, uite aici, gata. Și acum, ca să vă trimit dumneavoastră, vă invit să scrieți pe tablă, acum gata, m-am distrat singur destul și zic hai să invit și pe elevi, că și ei sunt drăguți și vor să mă zgârească pe tabla mea, poftiți, intrați pe acest link. L-aveți în chat. Vă rog. Ha, și acum puteți să scrieți ce doriți. Ați reușit, da? Ia uite, fiecare și mi-apare. Anonymous, Corina, vedeți ce drăguț? Și eu văd ce face fiecare aici. Bineînțeles, va fi o măzgăreală totală. Ne simțim copii. Exact. E foarte spectaculoasă. Vă place, nu? Și văd ce face fiecare. Așa pot să dau sarcini în timpul orelor foarte directe și rog primii 5, restul se uită, să pună să-mi scrie ceva sau să facă sau să completeze. Și în felul ăsta eu văd exact ce lucrează fiecare. Pentru că apare numele fiecărui elev în dreptul mouse-ului cu care el scrie. Așa. Și la sfârșit pot să downloadez această tablă ca PDF. Și să o păstrez ca și dovadă că, mă rog, ei au scris și rezultatele lor sunt astea de pe tablă, nu altele inventate. Da? Ok. Vă place, nu? Văd că vă jucați bine. Da? E ok? Ia uite ce s-au jucat doamnele, extraordinar. Reușiți, da? Așa se joacă și elevii. Puteți familiariza cu tabla asta foarte ușor. Bun, în dreapta aici, haideți să vă mai arăt. Mai am aici tot felul de stilouri. Uite, pot să mișc asta tabla voastră. Uite. O selectez și o mișc așa, ca să mă distrez un pic. Zic, ce fai, nu poți să scrii acolo, nu vezi unde e tabla. Da? Și, la fel, pot să mișc pe fiecare în parte, dacă îl selectez de aici. Pot să-i dau o denumire aici. Zic, da, clasa a doua, ca să știu cine a lucrat. În dreapta sus, în stânga sus, pardon. A doua B și acum practic pe tabla asta când o salvez, ia să vedeți, dacă o salvez ca PDF, îmi apare ce ați lucrat aici și așa. În ora aceasta superbă ați făcut tot felul de jucării. Aici adaug numărul de pagini la tablă, câte vreau să aibă. You can switch, ok, trebuie să mă loghez ca să dau pagini, nu mai loghez, că vedeți, am intrat fără să mă loghez. Așa. Bun. Cine este? Mai este Dragoș aici? Nu mai este, s-a schimbat, cred că era doamna Carmen Petec, nu? Ne auziți? Ok. Bun, deci cam asta face tabla, asta e destul de atractivă, zic. Și puteți să vă jucați pe ea și dumneavoastră și elevii. Când zic gata, ajunge cu joaca, mă duc aici și opresc sau pur și simplu șterg de pe ea ce nu-mi convine și dau altuia șansa să scrie, vedeți, selectez asta și zic gata, uite acum, aici intră altcineva și scrie ce rezolvă nu știu ce. Văd că vă place să vă jucați. Cum o trimit elevilor, am butonul ăsta
da? De invite și am link-ul ăsta pe care îl copiez și îl pun în chat. Pot să-l pun în Zoom, pot să-l pun în Meet, pot să-l pun în WhatsApp și ei intră așa cum ați intrat dumneavoastră. Și eu să apucă să facă măzgăleri pe Cirișa. Foarte drăguțe de altfel, nu? Bun, uite, Anonymous vrea să mai joace, îi mai lăsăm. Doamna Adriana e foarte încântată. Ok. Aici am text, adaug text, dacă doresc, după cum vedeți. Da? Să pun culorile, să mărimea. Da? Dacă vreau să-l fac mai mare sau mai mic. De vreau să scriu cu 30. Da? Setez aici culoarea. Deci aveți o groază de opțiuni foarte utile pentru a arăta pe tablă ceea ce vreți să arătați. Mi se pare foarte drăguță. O puteți folosi. Este unde ați dat mai mare sau mai mic? Cum? Arătați-mi odată de unde ați dat mai mare sau mai mic. Da, sigur. Aici am textul. Da. Și la text aici, da, aici are culorile. Da. Da, uitați, pot să aleg orice culoare dintre asta. Da. Hai să șterg. Da? Și când mă duc în căsuța asta de text, a, uite, pot să fac și mai mare, pot să scriu și mai mic, pot să trag de ea așa, ia să vedem. Da. Ia uite, trag de ea așa și o măresc, deci o apuc de marginile astea de jos, vedeți? Aia, da, am făcut. Și scriu aici ce vreau, frumos, după aia dacă vreau să o micșorez aici, sau pur și simplu o șterg de tot, dacă nu-mi place. Mă duc și șterg tot ce s-a scris pe tablă. Dau aici, o șterg cu guma asta. Vedeți? Pot să șterg așa. Exact, ca la tablă. Da? Sau pot să șterg cu totul, toată tabla. Și atunci s-a terminat șmecheria. Aici pot să pun PDF-uri, imagini, PPT-uri, documente, deci le încarc pe tablă. Uite, pun ursulețul ăsta Panda și arăt și imagini. De unde șterg tot odată? De unde șterg totodată? Vă mai arătați? Sus, de la delete, din săgețica aceea. Da, avem aici opțiunea să ștergem. Da? Aha, da. Ok, sau dacă nu vreți să ștergeți de aici, aici ștergeți când ieșiți, puteți să... nu, aveți aici jos opțiunea asta și în dreapta, o secundă, cam aici pe tabla asta și nu mai văd nimic. Deci am o groază de astea deschise. Stați așa să opresc chat-ul, că nu scrieți în chat, să opresc și numele dumneavoastră, ok. Nu vreau imaginea asta să o pun aici, în regulă. Încă ceva drăguț, aici eu văd și numele celor care sunt pe tablă, Carmen, Mariana și Anonymous User. Doar trei s-au logat, vedeți? Deci cei trei, da? Și încă o dată, de unde trebuie să iau să trimit link-ul? Încă o dată, da. Deci invite, de butonul ăsta verde. De la acel verde, ok. Invite și mi-apare aici link-ul, o să selectez. Da. Sau da. Dau share this board, ăsta da, e. Da, da. Și eu îmi copia link-ul și îl pun în chat. Asta da. Este cel mai important, să dăm link-ul elevilor. Da. Că după aia se apucă ei și... Deschisesem chat-ul și n-am mai văzut în momentul. Sigur. Se apucă ei, uite de aici o șterg, da? Da, da, pagina. Da. Deci de aici, unde am erase, pot să dau cu guma să șterg bucată cu bucată sau clear... Să șterg totul, da? Sau să tai anumite chestiuni. Să șterg. E o tablă care zic că e utilă așa să vă faceți treaba cu ea. Da, da. Pentru să mai schimbați. Adică puteți folosi mai multe table. Și asta, și Jamboard, și ce o să vă mai arătați, Whiteboard Fee și Openboard și Microsoft are tablă drăguță. Da, pe care le puteți folosi și eventual le puteți combina ca să nu se plictisească. Deci odată ziceți că folosiți asta, odată alta. Da, să fie atractiv pentru ei. Să fie mai atractiv, exact. Să nu se plictisiți cu aceeași tablă. Da. Face destul de multe lucruri. Da, faptul că puteți încărca aici poze și documente e un lucru bun, pentru că puteți, repet, încărca lucruri și le puteți pune aici pe tablă ca post-it-uri sau puteți încărca documente, să le deschideți, da. Să le vadă ei. Mi este utilă pentru... Exact. Pentru nivelul preșcolar. Și mai ales că ei văd tot aici exact ca în clasă, ce arătați și le puteți arăta frumos cu
cu o culoare. Da, sigur. Uita, exact. Asta este ce vreau să vă prezint. Tabla asta nu pot să mai dau, umplu o tablă și să mai iau următoarea foaie ce scriu? Da, 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 pot să-i fac asta. Unde e plusul acela? Da, aici. Dar trebuie să vă ne logăm prima dată. Că uite, acum dacă nu sunt logat. Și anumite opțiuni sunt cu bani, dar nu sunt astea. Astea sunt free. Deci tot ce v-am arătat acum sunt free, dar și asta are, mă rog, 14 zile premium trial și așa, după care au și ei abonament, deci nu toate sunt free forever. Da, acolo, dar asta putem să folosim, uite, asta e cu premium, de exemplu, să scriu așa. Da? După aia trebuie să plătesc abonament. Aici nu trebuie să plătesc nimic, pot să mă joc cu săgetuțele astea, îmi place cum l-au făcut. Și puteți, practic, să faceți o lecție aici foarte, foarte simplă, nu? Da, da, da. Awap.com se cheamă, cu 2W, da. www.app.com. Bun. Vă place, doamna Petec? Ce faceți? Ce predați? Stați să vă spun, eu mi-am înscris soțul la acest curs, azi dimineață. Eu sunt înscrisă la cursul de mâine. Așa. Așa, și pentru că el n-a putut participa, am intrat eu măcar să fac sinteza și să-i povestesc de seară. El este profesor de educație fizică, nu știu cât i-ar ajuta tabla, dar eu la învățământul primar am și clasa pregătitoare, pe mine chiar mă ajută. Ah, deci la fix ați intrat. Da, iar eu am urmărit cursurile noastre pe Facebook. Îmi pare rău să aud asta. Mai multe și Google Classroom și sunt mai veche în echipa noastră, dar acum e prima dată când relaționăm online. Da. Perfect. Și doamna Constantin ne aude, ne salută sau nu? Face sarmale. Mi-a scris în seara asta din greșeală cineva pe WhatsApp, haide să vă zic, am râs 20 de minute. Da, o doamnă, da, a greșit numărul, bineînțeles, și îmi scrie așa. Au ce scrie aici. Doamna, să-mi trimiți rețeta pentru chiftele pe gură mare. Da, exact ce vă ziceam eu la curs. Că lumea e la curs, dar fac sarmale oamenii, fac chiftele. Bineînțeles, că eu sunt în toate telefoanele oamenilor acum. Nu am știut cum scrie. Și da. Nu i-ați răspuns, nu? Nu, i-am spus că a greșit adresa, normal. Vreau să-i spuneți, mulțumesc, dar aștept chiftelele. Da, o să-i dau rețeta să intre pe o tablă din asta sau să fac un curs. M-am trezit cu mesaj de chiftele, exact ce vă ziceam, da? Oamenii acum se ocupă cu sărbătorile și mai anunță și pe mine când mai au nevoie de o rețetă, de ceva. Da? O să vă faceți și un site pentru gastro. Da, 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 asta nu aveam timp. Da? Da, asta nu aveam timp. Ok, continuăm, da? Mergem mai departe, ce veți arăta? Jamboard? Da. Hai să mergem la Jamboard. Ok. Știți, deja am tot arătat-o, tabla vieții, Jamboard. Da? Ia, uitați, am aici tablele salvate și mă duc în Jamboard, prin Classroom și am plusul acesta de portocaliu ca să încep o tablă nouă. Da? Și s-a deschis o tablă, da? În care pot să fac lucruri. Am tot arătat-o, o mai arăt o dată, nu face nimic deosebit, nu e nimic greu. Ok, și ce fac aici? Vedeți că am meniu aici, în stânga, în centru sus, pot să creez câte table doresc. Da? 5 pagini, 6 pagini, 7 pagini, da? Și tot așa. De aici pot să dau înapoi. Da? Și să fac, să zicem, doar 3. Da? Bun. Să setez fundalul. Pot să setez așa cu punctulețe. Pot să setez cu caiet. Da? Pot să setez cu pătrățele, calamate. Dezastru. Tot cu pătrățele, dar pe fond gri. Da? Pot să setez albastru. Și pot să setez pe negru. Și pe alb, o tablă albă în care să încarc alte table pe care le-am folosit. Sau alte imagini.
Ok? Bun. Deci de aici sunt setările. Aici, să zicem că o aleg pasta albă totuși, ca să vedeți ce scriu. În stânga am schilourile cu care scriu. Am culoare și ce tip? Și culori, da. Și aleg aici. Stiloul ăsta e mai subțire, după cum vedeți. După care am un stilou mai un pic mai gros. Am aici chiar un evidențiator. Da? Și mai am și o pensulă care scrie așa. Da? Deci am patru tipuri de scriere și patru tipuri de stilouri. Le folosesc pe care le doresc. Ca să șterg, ca la fel am și aici. Vedeți că toate au cam același meniu. Să șterg, am gumă. Dacă vreau să șterg doar asta, da, selectez și șterg cu guma asta, țin cu mouse-ul. Da? Ok. Sau șterg cu totul. Vedeți? Și aici am săgeata anulă, în care dau înainte sau înapoi. Da? Și gata. Asta este practic tot ce pot să fac în materie de vizualizare. Am și zoom-ul ăsta, da, în care pot să mă duc să se vadă mai mic sau mai mare. Uitați. Pot să pun 25% sau 50% sau să fie 200%, nici să mai vede, bineînțeles. Las aici 50% și pot să mă duc cu zoom-ul să încadrez, să fac mai mic sau mai mare, vedeți? Dacă ei zic că nu văd. Ok? Bun. Șterg cadrul și pun 100%. Ok. Și am aici opțiunea asta de notă fixă. Foarte drăguță, îmi place asta cum au făcut-o. Scriu aici ceea ce doresc eu sau pot să dau copy-paste la lecție. La fel, pot să schimb cadrul pe care scriu. Cum îmi place și dau salvați. Și apare acum această notă fixă pe tablă și dacă dau click pe ea și mă duc să o selectez și de asta pot să trec. Să trag, adică, și să o mișc și pot să o și rotez. Să o pun mai câș așa, să par mai interesantă ora sau chiar o dau cu roatele în sus. Da? Și aici pot să pun tot felul de mesaje sau chiar lecția, pot să dau copy-paste și pun aici pe fundal ca niște post-ituri, acum o șterg. Deci de aici nota fixă, da? Bun. Aici pot să adaug o imagine pe care ori o găsesc în calculator. Uite, iar pun ursulețul ăla. Uite-l aici și o adaug. Și apare acest ursuleț aici așa, ia uite-l. Da? Sau o iau de pe Google și mai simplu. Pac, 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 din nou rotesc. Și îl iau de pe Google dacă vreau. Adaug o imagine, caut pe Google. Să zicem că vreau să pun un cal. Și dacă nu găsesc, scriu în engleză. Și mi-apar aici milioane și milioane de cai. Și aleg unul care îmi place să fac nu știu ce, sau orice altă imagine. Da? Și dau inserați. Și mi-am pus orice imagine dau pe tablă. Am găsit un cal costeliv, vai de capul meu, altul nu găseam. Așa. Și orice imagine este bună aici. Ok. Bun. Apoi, ce mai pot să fac aici? Să inserez tot felul de simboluri, la fel ca și dincolo, un cerc pe care pot să trag și la fel pot să-i dau o culoare de umplere și să îl folosesc, uite așa, să scriu cu albastru, dar asta e să selectez totuși stiloul, da, și să pot să pun și în interiorul lui și o casetă text. Dacă vreau, adică fac și mai mare șmecherie, să scriu așa. Și la fel aici îi dau o culoare de umplere, dacă vreau, aici, și îl fac pe fond așa. Deci vă puteți juca cu aceste simboluri de aici, cum doriți. Aveți cerc, aveți pătrat,
aveți triunghi, vă duceți selecta și le puneți aici. Și la fiecare puteți să schimbați culoarea de umplere, puteți să setați alt fundal dacă vreți, ia uite așa. Deci vă puteți juca cu butonașele astea în N feluri și le puteți muta și să puneți, să zicem, asta să ștergem, așa, și puteți să puneți ce aveți dumneavoastră nevoie aici. Luați și trageți. Da? Deci dacă vreți să puneți în interior, dacă nu, puteți să lăsați în afara cercului. Vă place, nu? Bun, deci asta se poate folosi pentru cei mici, e foarte atractivă. Aici la fel aveți caseta asta în care puteți să scrieți și puteți să scrieți cu copy-paste sau scrieți la tastatură. Da? Tabla asta pot să o dau elevului să facă, de exemplu, ceva. Acum vă dau să scrieți și dumneavoastră pe ea, sigur că da. Vă dau să scrieți și dumneavoastră pe ea. Da? Da. Și aici am un laser care practic pot să subliniez anumite lucruri. Ia, fiți atenți aici, vedeți ce am făcut. Uitați-vă aici, ce un palat. Da? Aici. Da, e un laser care dispare după ce... Tabele astea sunt peste ce avem noi în clasă. Da? Da. Noi nu putem folosi toate funcțiile astea la o tablă în clasă. Online tabele astea sunt mult mai ușor de folosit și mult mai bine concepute, pentru că mi oferă foarte multe posibilități să lucrez pe o tablă, să import imagini, să scriu documente, să import o groază de lucruri și elevul vede imediat, da, la el acasă, în liniștea lui, ceea ce eu vreau să-i prezint. Învățarea pe tablele astea mi se pare mai eficientă decât pe tablele în care sta și scriem acolo și nu văd, doamna, scrieți mai citeți, nu înțeleg ce a scris acolo. Treci în prima bancă, da? Ai scris prea repede, doamna. Exact. Treci în prima bancă să vezi, dar nu vreau în prima bancă, doamna, că eu stau aici cu colega, nu pot să plec. Ei, aici nu mai există. Vezi imediat ce ai scris, vede și elevul, vede toată lumea. Patru, spune doamna, dacă nu vezi. Hai să-ți îngroși dacă nu vezi. Deci ai ceva mai îngroșat dacă nu vezi. Cât am luat, doamna? Uite, acum vezi? Nu vezi, că am pus fondul ăsta așa. Hai să-ți schimb culoarea ca să vezi, dragule. Și îl faci să vadă. Da? Mă duc și schimb aici. Sau pun 200%. Și uite, acum vezi? Ce da. Notă? Nu văd, doamna. Nu mai vreau să văd, doamna, că e notă mică. Așa. Deci tabele astea sunt mult mai bune decât tabele pe care le avem noi în clasă și mult mai eficiente, pentru că imediat elevul vede ceea ce eu vreau să transmit și elevul învață vizual. Dacă îi pun o imagine aici și îi explic pe ea lucruri, el imediat, să zicem că dacă la școală nu era atent sau îl distrăgea ceva, acasă îi poate să vadă toate explicații, fotografii, ce vreau să-i pun aici și le percepe mult și le înțelege mult mai ușor decât în clasă. Asta e părerea mea. Acum depinde de elev, dacă el vrea să învețe sau dacă el vrea, nu știu, să tragă chiulul și online. Ce mai face tabla asta? Deci asta este tot meniul din stânga de aici, vi l-am arătat pe tot. Acum, aici avem cele trei puncte pe care deja le știți, reprezintă setările la orice aplicație Google și, vedeți, dacă mă duc pe ele, pot să redenumesc tabla, să-i zic clasa a doua, ca să mi se salveze, ora de română. Da? Și scriu aici, ora de comunicare, habar n-am. Ca să o salvez ca PDF, eventual să o folosesc și la altă clasă de a doua sau de a șaptea, dacă am. Da? Altfel se pierde, nu? Da, altfel, da, dacă... Nu, rămâne automat salvată în Drive, nu se pierde. Dar ca să-i dau un nume, să știu. Eventual îi pun și data. Da? Scriu aici, da? 18 a 12 și ca să știu ce am făcut sau tema ce am făcut. Okay? Și rămân în Drive salvate și rămân în Drive salvate. Le găsim mai ușor. Exact. Și tot ce lucrăm se salvează acolo în Drive și, după cum vă zic, mă duc acum în Drive, în contul meu și o pot refolosi dacă predau... Aia n-aș știu eu astăzi, că am avut la două clase și a trebuit să ia 72 ori. Ați văzut? De ce ați făcut asta? Urât. Dacă n-am știut.
Da? N-a știut că se salvează? Nu. Păi de ce n-a știut? Dacă n-ați făcut mai repede... Că nu mi-ați trimis cursul, că dacă mi-l trimiteați, mă uitam și... Așa. Așa. Și poți să o salvezi și ca PDF. Ia uitați, sau ca imagine. Deci descarc tabla asta ca PDF și o încalc ora viitoare la altă clasă. Sau ca imagine. Sau o șterg pur și simplu. Dacă nu-mi place ce am făcut, ori o șterg de acolo, ori o șterg de aici. Sau îi fac o copie. Deci de aici am opțiunile astea din aceste trei puncturi. Ce fac cu tabla mea? Da? După ce termin ora. Da? Acum decideți dumneavoastră ce faceți, dacă vi se pare că trebuie să o salvați sau nu. Acum, cum o trimite elevilor, bineînțeles. Ca să scrie și ei pe ea, acum o să vă arăt cum o trimit și dumneavoastră o să începe să mă zgăliți. O secundă. Deci am butonul de distribuiți. Și vedeți că eu sunt proprietar, în sfârșit sunt și eu proprietar pe ceva, pe o tablă Jamboard. Da? M-am ajuns, practic. Și aici am link-ul ei, care îmi permite să, acum când mă duc pe link, observați, este restricționat accesul la tablă, numai persoane adăugate pot deschide cu acest link, dar eu vreau să scrie și elevii. Și mă duc să le dau permisiunea să scrie. Deschid aici meniul, vedeți, este restricționat, toți de elevii din liceu pot să scrie sau oricine are link-ul. Eu o să fac tabla asta, oricine are link-ul, adică dumneavoastră, și în dreapta, cum puteți să scrieți? În calitate să vedeți tabla. În calitate de cititor doar, adică nu puteți scrie pe ea, sau și în calitate de editor. Și acum, deci eu am schimbat link-ul, da? Adică am schimbat accesul la tablă, nu link-ul, scuze, și v-am făcut editor. Și acum dau terminat și în momentul ăsta copiez link-ul, pentru că acum, ia uite, setările sunt altele. Oricine are link-ul și este editor, poate să vină să mă zgrească mie tabla aici, ceea ce o să se și întâmple în minutele următoare. Da? Pentru că eu vă dau link-ul frumos, îi pun în chat și zic, copii, ia intrați și voi acirișa să faceți o măzgăleală. Oh, mulțumim, doamna, mulțumim, de când așteptam. Ia uite, Dingo Anonim. Numele astea sunt date de Google, nu le dau eu. Și acum am intrat pe tablă, vă rog. Ați intrat? Șacalul Anonim. Și acum, haideți, scrieți, jucați-vă. Ce să faceți? Ce să faceți? Să vă jucați pe tabla asta, că de-aia v-am dat accesul pe ea. Eu scriu, dar nu mă lăsați. Cum să nu vă las? Vedeți ce scriu? Nu văd, că ați intrat pe link-ul din chat. Păi și nu scrie nimeni ce se întâmplă? Ia păi eu scriu pasul 1, ce cunoaște. A, stai așa că e, a, ok, gata, uite, acum eram pe pagina 8, nu vedeam eu. A, uite, ce frumos, a, ce început cu măzgălele. O inimioară, bravo, bravo, 10, 10, 10. Ok, și acum vedeți, elevii pot la fel și aici să scrie. Bravo, bravo copii, Crăciun fericit, mulțumesc. 10, cine mi-a zis Crăciun fericit? Ia uite, deja se joacă. Așa, centrați, trageți de ea, perfect. Da? Exact cum am făcut eu, faceți dumneavoastră. Așa, puneți pătrățele, puneți cercuri. Vedeți ce drăguț vă iese, nu? Mai
Așa, vă iese, nu? Ce scrie peste mine aici? Cum? Nu uite mai aici, așa vă scrie peste mine. Ia uite, cineva se joacă. Perfect, îmi place. Hai, vă place, da? Întrebări dacă aveți, ce nu vă iese. Deci asta e tabla. Așa puteți, oh, mi-a făcut un brăduț aici, ce drăguț, cine a făcut brăduțul ăsta? Doamna Carmen, parcă, sau Elena, a? Extraordinar. E foarte drăguț, puteți insera tot felul de minuni pe tablă și e foarte atractivă. Pentru cei mici de ajuns, nu trebuie ceva mai mult. Adică e ar fi suficient să puneți un text, o imagine. Sigur. Nu trebuie să faceți formule matematice și cine știe ce calcule din astea. Uite, puteți arăta un triunghi, un dreptunghi, un pătrat, un cerc, puneți acolo poze, culori. Adică vă faceți treaba mai mult decât decent cu o tablă de asta. Nu e necesar să utilizați alte table mai complicate. E bun Jamboard-ul. Adică ne oferă cam tot. Și dacă nu ne oferă, pur și simplu prezentăm altceva din... Da, din documente, din PowerPoint, dacă avem nevoie. Bun. Întrebări aveți? E clar. Deci vă jucați aici cu meniul ăsta și le combinați. Da? Pur și simplu. Ce nu are ea drăguț este că nu văd cine scrie. Adică trebuie să identific acești șacali după adresa de mail cu care s-au logat. Adică eu când mă duc să văd aici, nu mi-arată cine e. Trebuie să spun, măi, cine ești tu, Oca anonim? Cine ești tu, Hamster anonim? Cine ești, Goaga anonimă? Da? Da, dar eu nu pot să spun, de exemplu, că elevă, Maria ia link-ul și tu scrie? Ba da, exact, așa pot, pe rând pot, exact. Ia link-ul Maria și scrie, exact. Dar dacă se intre 17 pe tablă și fac toți aici... Nu mai înțeleg nimic, evident. Dar pe rând așa, da, sigur, așa pot să funcționez. Dar ați văzut și aseară la whiteboard, la whiteboard îmi apare și numele. O să vă arăt imediat. La whiteboard văd și numele și acolo nu mai am nevoie de șacalul anonim. Da, îmi trebuie doar... Deci asta este minusul tablei, pentru că nu-mi permite să văd cine și cum îl cheamă. Bun. Mergem mai departe sau vreți să mai vă jucați aici? Mergem mai departe. Mergem mai departe. Că acum haideți să o ștergem. Ok. Așa. Haide, bre, să o ștergem totuși. Bun. Așa, și aici sunt tot felul de table pe care le-am tot făcut. Vedeți la cursuri și se salvează aici în Jamboard. Și acum mă duc și le șterg dacă nu sunt utile sau dacă nu sunt utile, le descarc. Ele se salvează în Jamboard aici, după cum vedeți, una lângă alta, în funcție de cum lucrăm, da? Deci când intru în Jamboard, le am aici pe toate. Și pot să mi le organizez, să mi le șterg sau să mi le mut de aici, da? Sau să le descarc. Deci ele se salvează acirișa direct. Și acum le-am șters pe toate, ca să fie aici masa curată. Nu mai am nevoie de alte nebunii și nu am nicio tablă. Mă duc aici și deschid cu plus și gata, îmi fac altă tablă. Bun, asta este tabla drăguță. Am arătat și aseară whiteboard. Asta îmi place cel mai mult, e cea mai bună tablă de departe. Da, o știți, doamna Carmen?
Da? Nu vă auzeam că aveți microfonul oprit, dar am dat din cap. Am văzut tot la o prezentare de-a dumneavoastră. Da, exact. Mi se pare am cea mai la bună. La o prezentare de-a dumneavoastră. Am înțeles. Și vă recomand să o folosiți pentru că copiilor, celor mici și celor mari, le place foarte mult. Deci, este site, nu este nimic de descărcat, nu trebuie cont, nu este cu bani. Deci are toate aturile să placă românului. E gratis, e multă și e free, da? Și e pentru toată lumea, exact cum place românului. Să ne deie de toate, da? Statul și tablete și internete și bonuri de masă și tot ce vrem. Și când intru pe whiteboard.fi, nu râdeți că așa e, știți mai bine. Când intru pe whiteboard.fi, deci este, asta este site-ul, deci nu este .ro, nu este .com, nu, .fi. Da? Bun. Și am aici opțiunea să creez o tablă, de fapt. Când dau pe New Class, creez link-ul pentru tablă. Deci nu creez o clasă, să nu vă speriați. Aole, încă o clasă trebuie să fac, încă un cont elevilor, nu. Creez doar link-ul care îmi permite mie să intru pe tablă, după cum deja știți. Și dau pe New Class și zic tablă curs, asta pe care îl facem noi. I-am dat numele, atât. Sau clasa a doua, sau clasa a patra. Și dau create new class. Nu înseamnă că se creează o clasă, ci un link. Să nu vă panicați că creezi vreo clasă și trebuie să cer aprobarea directorului că i-am băgat într-o clasă pe ăștia mici. Nu. Creezi doar link-ul. Precizez aceste lucruri pentru că se pot crea confuzii. Și uitați, link-ul e ăsta. Dau copy și vi-l pun din nou în chat. Și acum o să intrați fiecare cu numere pe această tablă. Vă rog. Click. Click aici. Și acum o să intrați frumos, exact cum v-am spus, fiecare cu tablița proprie. Nu o să fie mai, nu o să mai fie măzgăleala aia de pe Jamboard și de pe AWAP, în care toată lumea își dădea cu mouse-ul pe acolo și nu înțelegeam nimic. Ia uitați aici. Doamna Carmen are tabla proprie și personală. Da? Ia să vedeți. Haideți, doamna Adriana, reușiți? Luați notițe acolo. Mariana a reușit. Tabla proprie și personală. Exact. Enico, perfect. Haideți, atât? Restul nu vreți să intrați? Ok, dacă nu vreți și doar vreți să vă uitați, facem așa. Doar cu 3 și restul vă uitați, nu este nicio problemă. Deci, după cum vedeți, elevul are aici propria tablă și apucați-vă să scrieți pe ea. Hai, faceți-mi acolo un Moș Crăciun, un brăduleț, un salut, jucați-vă. Și vedeți ce vă iese și după aia vă arăt și eu meniul. Dar vă las un pic să vă jucați. Ia uite, un brăduț face Mariana, bravo, frumos, 10, bravo, e de ajuns, gata, mi-ai schițat doar, mi-ai schițat, uite ce frumos desenează, e senzațional, da? 10, bravo, și acum mă duc pe tabla asta și zic, ia uite ce frumos a făcut Mariana și o salvez. Ia uite, ca imagine. Și mi-am descărcat ce a lucrat Mariana. Pac, și am aici aproba că mi-a lucrat, ia uite, așa ce frumos, și mi-am salvat deja brăduțul. Vă place, nu? Cine l-a lucrat a scrie acelișa. Haideți. Și restul, ce faceți? Corina. La muncă. Puneți mâna și scriți. Scriți pe tablă. Elevul are aici, practic, tot meniul pe care l-am și eu și o să vi-l arăt. E bine să-l faceți, să-l arătați și lor. Da? Ia uite, și Corina îmi face un brăduț, este concurs de cine face brăduți. Bravo, bravo, fetelor. Să vă pun 10 acum, că vine Crăciunul la toți. Doamna Adriana, ce scrieți acolo? Nu faceți un brăduț? Păi tot ce vorbiți. A, păi dar nu vă rămâne pe curs? Haideți să vă arăt meniul. Eu am și o tabla mea, ia uitați-vă ce drăguț. Vedeți, asta e tabla mea. Mare, frumoasă.
Pe care voi... cum v-ați dus pe ea? Uite aici, toggle my whiteboard. Așa, mai. O deschid, o închid, o deschid, o închid, o deschid, da, o închid. Când o deschid, eu nu mai văd tabele elevilor, le văd în jos aici. Aia vreau. Și acum asta e șmecheria, că ei dacă primesc o sarcină de la mine, acum eu și dumneavoastră vedem ce faceți aici, ca rezolvare. Dacă eu îmi deschid tabla mea, nu mai vedeți. Dar sunt jos, am zis. Sunt jos, uite de aici. Dar nu mai vedeți ce scriu colegii, să copiați de la ei. Am înțeles. Dacă pun o întrebare aici, a, fiecare spune pe propria lui tablă. Da, deci adineaori vedeau toți elevii, dacă eu vin pe tabla mea, ei nu mai văd cu ce fiecare. Dar dacă o deschid și o fac mare, așa. Perfect, păi asta e ideea. Asta e șmecheria. Sau dacă nu vreți să o deschideți, comutați și vă duceți pe altă tab. Nu mai stați pe ăsta și vă duceți aici. Sau aici. Și oricum nu mai văd, că am schimbat tabul. Da? Deci mă duc pe o altă pagină. Dar dacă tot sunt aici, nu vreau să ies, micșorez tabla mea când vreau să văd ce scrie toată lumea, sau măresc și nu mai vede elevul. Aici am numărul de pagini, uitați, pot să adaug oricâte. Extraordinarie. Deci, adaug și șterg pagini de aici, cu plus și minus. Deci îmi pun câte pagini vreau, eu pot să mi le pregătesc, pentru că dinainte de a începe ora, pe fiecare pagină să am material, o poză, un text, o chestie și când începe ora, eu doar derulez și le încarc aici. Mi se pare foarte tare tabla asta. Așa. Și, deci eu am tabla mea și exact ca și elevii, eu pot să scriu și eu pe ea. Ia uitați, acum nu, ce mi-am pus pe tablă. Da? Portativul pentru muzică, inclusiv ăsta îl am. Și îl pot emite și elevilor, dacă vreau să aibă și ei să facem o cântare împreună. Ia uitați, acum o să vă apară pe table. Ce o să vă apară? Exact ce v-am trimis eu. Excepțional. Deci orice scriu eu pe tablă, pot să trimit și elevilor să vadă pe tabla lor proprie de acasă, de la calculator. De ce n-a ajuns și la Corina? Ce se întâmplă? Și cum le-ați trimis lor? Acum vă arăt, da? Stați așa, cu push, da. Ok, deci, când scriu ceva, așa, dar de ce nu a ajuns și aici? Este așa, că se întâmplă ceva, de obicei ajunge la toată urmă. Ce ați făcut? A șters? Ați blocat tabla, a? Doamna Corina. Corina! Ați blocat tabla, a? Nu știu dacă am blocat-o, deci chiar nu știu ce am făcut. Ați blocat tabla, uite că ați făcut aici bloc. Aha. Și e Nicola la fel, ca să nu primiți puși. Extraordinare, Lidia. Bă, terminați puștile că v-ați doi. Ați fost secret clase. Dar eu fac altă șmecherie acum, stați așa, că nu fac elevii ce vor pe tablele mele. Le șterg. Așa, și acum dacă vreau să trimit tuturor acest frumos portativ, ia uite. Da? Ia să vedem. Ajunge? Tot nu ajunge. Ei, după ce stați pe telefon, Corina și Enico? Nu, sunt pe laptop. A, pe laptop și când ați intrat, ați blocat aici accesul? Apar n-am, nu știu ce am făcut. Ați făcut ceva. Păi am în două. În mod normal se trimite tot cu push. Deci, haideți să vă arăt. Eu când fac, acum le șterg. Ok, deci eu când scriu aici ceva, ok. Și să-mi șterg și tabla mea. Bun. Deci, acum nu aveți nimic. Eu dacă vreau să scriu aici ceva, 1 plus 1 egal cât? Mai e și dau push to student. Culmea culmilor, după ce faci cum mai râzi. Culmea culmilor, cineva vorbește acolo. Vedeți, apare, dar la doamna Corina și la doamna Enico nu apare, că au făcut ele ceva acolo. Da? Am făcut el o cioacă. Ia să scriu pe tabla asta, ia să vedem. Pe tabla numărul 2. Bă, critică sot, așa că e bine. Ia să vedem aici. Mai puteți să le dați altă tablă? Cum? Să le dați altă tablă? Ba da, pot să ies, da. Vă dau altă tablă. Vă dau altă tablă, ziceți. Atunci au închid pe asta. Fac ele ce vor, ce înseamnă asta? Exact. Unde suntem aici? Unde ne trezim? În jungla? Ce e aici? Sat fără câini? Ia să vii cu părinții la școală, mâine și tunși. Părinții, nu tu. Să vii cu părinții tunși, cum era aia.
Clasa 4, creez o nouă tablă, se creează foarte ușor, copiez link-ul și îl dau oamenilor în chat. Ia să vedem acum, dacă intrați și este tot așa blocată, înseamnă că aveți acolo ceva la calculator, la laptop, care nu permite să funcționeze cum trebuie. Și intrați, da? Așa, doamna Enico a intrat. Nu mai faceți nimic acum, da? Nu mai apăsați pe ceva. Ca să nu... Deci dați din nou click, vă treceți numele și practic sunteți pe tablele vieții ca niște elevi și editori. Doamna Elena, nu vreți să intrați pe tablă, nu? Deci, practic, dacă elevul îmi blochează tabla, trebuie să-i dau altă tablă sau ce să-i fac. Nu o blochează, o blochează să nu primească ce ai trimit eu. Da. Dar nu cred că a blocat-o, că n-are cum. Pur și simplu e o chestie de la... Cred că din nimereală s-a întâmplat asta. Hai, nu mai intră nimeni? Mariana, Corina, doamna Elena. Dați click acolo pe linkul ăla. Și dau la John Wider Class? Da, dați click pe link și vă treceți numele, ca și data trecută. Păi nu, că n-am intrat data trecută și mie mi-apar copiii mei de la grupa mea. A, deja o folosiți? Nu, nu pe copii. Nu, nu folosesc, culmea, că eu nu folosesc aceste table, nu. Da, foarte rău faceți. Păi nu am știut de ele. Hai, glumim aici. De aceea v-am cerut ajutorul, numai că nu reușesc să intru. Păi dați click pe link-ul ăla, ce vă apare? Pe din da, și mi-apare deja join room ăsta? Da, join room, exact. Intrați și trec numele meu, da? Exact, sau al meu, dacă vreți. Ok. Și acum, gata, join, ia să vedem. Ia uite. Mulțumesc. Ce greu a fost. Da, foarte greu. Dacă faceți o inspecție de asta online, ați rupt în două, da? Ați rupt în două, nu știe nici inspectoarea. Cum ai făcut de la databele elevilor? 10 direct, nu mai contează ce prezinți acolo, da? Vă zic. Deci cu o tablă din asta online și cu un Wordle și cu ceva drăguț făcut cu elevii, gata, ați zăpăcit inspectoratul. Ei habar n-au de așa ceva acolo, da? Oh. Vin și se uită și zic, mamă, ce a făcut doamna Carmen? Extra, 10 direct, bravo. Vă ia și la comisia metodică să faceți o prezentare. Așa e acum online. Doamna Adriana a intrat, perfect, și a intrat și Mariana. Uite, 5 elevi am aici, excepțional. Restul se pare că sunt la sarmale sau la chifteluțe. Și eu ce fac? Acum vă jucați, ia, mă zgăliți pe ea. Scrieți-mi ceva acolo, sunteți genial, sunteți extraordinar, n-am mai văzut așa curs. Scrieți de astea acolo. Să le salvez, să le pun pe net. Bun, deci așa intră elevii pe tablele vieții. Am și o tabla mea. Și am și emoticoanea cirișa. Dar eu nu știu unde trebuie să scriu. Pe tablă. Păi unde? A, aici. Sau pe pereți. Uite, Corina iar o are blocată. Nu se știe de ce. Nu știu ce se întâmplă. Să da, e de la laptop. De la setări. Nu permite setările. De la restul au intrat maimuțoii ăștia. Ok, deci haideți să vă prezint meniul, acum cât vă mai jucați, meniul serii, cuprinde tabla aceasta superbă, îmi place mult despre ea. Și priviți, acest meniu îl aveți și dumneavoastră, l-am și eu, îl au și elevii. Da, încă o dată, eu îmi setez de aici numărul de pagini pe care cred, dacă nu mi-e setez la început, adaug pe măsură ce e nevoie de încă o tablă, da? Și aici am două rânduri de meniu, măresc așa să se vadă, da? Și să... Puteți să... Practic aici ce fac? Am stiloul și aici în stânga am culorile. Și mă duc și iau practic stiloul și mi-aleg culoarea cu care să scriu. Să zic că vreau să scriu cu roșu ăsta aprins. Da? Și scriu aici cu roșu. Salutare, da? Sau ce vreau eu să scriu. Dar scriu de mână. Pot să scriu și cu tastele. Aici schimb culoarea acum și scriu cu albastru. Da? Și fac nu știu ce. Da? Deci de aici îmi iau stiloul și culoarea.
Și în schimb, dacă vreau să scriu multicolor, fac asta, operațiunea asta, da? De mai multe ori. Aici vedeți că am o gumă, practic cum șterg tabla. Există trei moduri de a șterge tabla. Să șterg tabla curentă pe care am scris, da? Să șterg tabla, dar să păstrez background-ul, adică ce este de neșters. Și acum vedeți că am păstrat background-ul, adică tabla. Sau, dacă fac imediat, să zicem că vreau să inserez formula asta și am aici butonul acesta de flatten image. Adică este o imagine fixată pe care nu pot să o șterg decât cu a treia opțiune, asta. Deci, ca să reiau, că s-ar putea să fie un pic mai dificil asta. Vedeți că eu acum pe asta nu mai pot să o mișc, să o selectez. De ce? Că am făcut o imagine fixată. Asta înseamnă, da? Și ea rămâne tot timpul aici pe tablă. Deci cum o fac? Mă duc să zicem că vreau să scriu aici 4, da? Și selectez să fie flatten image, da? Această imagine sau îmi pun o poză și vreau să fie flatten image și nu mai pot să o șterg decât cu a treia opțiune, asta de jos. Dacă dau use prima, nu pot să șterg, a doua șterg ce am zgălit eu, după cum ați văzut. Deci dacă scriu peste ea, vedeți, pot să șterg cu a doua opțiune ce am scris, dar se păstrează imaginea, nu se șterge. Că e flatten image, e fixată. Și dacă vreau să șterg și imaginea asta, șterg cu a treia opțiune, adică șterg tot, ambele, și ce am scris și background-ul și a dispărut. Observați? Și coșul de sus nu mă ajută? Coșul de sus? Exact. Care l-aveți în meniu, sus. Ce veți face cu coșul? Bar. Nu mă ajută? Asta? Acela. Ba da. Dacă vreți să păstrați textul, zic. Dacă vreți să păstrați ce e text și să ștergeți doar textul și să păstrați imaginea, ștergeți așa. Coșul, evident, că șterge totul. Deci asta este butonul de flatten image. Aici la fel, am opțiunea să pun acest background cu pătrățele sau ăsta mai, cu pătrățele mai mari. După cum ați văzut, am și portativul, am și emoticoane. Ai învățat azi Gigel? Da, doamna! Serios, Gigel? Pac, și-i trimit asta. Da? Deci am și opțiunea asta de emoticoane fără număr. A, uitați câte sunt aici, extraordinar. Da? Animăluțe, puteți să-l arătați chestii sub formă de emoticoane. Ia uite. Da? Zac, și-i pui o umbrelă pe nas, așa? Deosebit de interesant. Cum ați făcut doamna asta? Uite așa. Și vă trimit pe tablă. Acum, deci cu butonul de push, ce scriu eu pe tabla mea, pot să trimit elevilor cu butonul ăsta de dreapta de push și pot să trimit pe toate paginile elevilor, pe pagina curentă pe care ne aflăm, da? Sau ca background. Uite, dacă vă trimit asta ca background, ia uite, ați fost cu minți, doamna Diana ne-a făcut un moș aici, gata. Va apărut ca background, mai puțin Corinei, care na, ea e mai șmechere și nu permite niciun background. Ia încercat să ștergeți ce v-am trimis. Să vedeți cu ce variantă ștergeți. Cu a treia, da? Cu prima și cu a doua nu puteți. Dar cu a treia, exact cum v-am zis aici, asta, o să șterg tot. Ați reușit, da? Deci vă duceți la guma aia și selectați a treia opțiune ca să ștergeți tot ce v-am trimis eu. Reușit? Deci ștergeți cu a treia opțiune. Gata, Elena a reușit. Perfect. Deci ați văzut diferența, da? Dacă dați cu prima, nu puteți. Cu a doua puteți, dar păstrați background-ul și cu a treia ștergeți tot. Asta așa, ca să nu vă întrebați după aceea ce fac minunile astea. N-a șters. Așa. Bun. N-a șters? Păi ce face? Gata. N-a șters. N-a șters. Doamna Mariană, n-a șters, dar mai muncește. Mai lucrează la treaba asta. Până la Crăciun iese. Și nu să mai știu ce am făcut eu. Păi cum? Ca mea, creația mea? Păi da, normal. A fost o păcălare.
ce înseamnă asta? Scandal! Așa, continuăm. Aici am linii extraordinare asta. Deci aici mă duc și selectez, dau click, e ca și cum îmi iau ca la desen pensulă, da? Și ia uite. A, ce nu, nu mai râde elevul de mine, doamna, nu știți să faceți un triunghi. Da? Vă tremură mâna, parcă sunteți... Ia uite, e, ce triunghi am făcut. Da? Și după aia, dacă vreau, mă duc și iau stilou de aici și scriu, da? Așa. Dacă vreau, scriu aici, îi fac și unghiurile. Da? Deci am făcut un triunghi deosebit de interesant și profesionist. Cum îl fac? Simplu, luând aici linii și trasându-le. Vedeți cât de mult pot să fac unul mic, unul mare. Și mă iau mouse-ul de pe ele și mă duc și mai iau o linie. Că nu mai îmi rămâne cerneală, vedeți? Acum nu pot să trag. Pot doar să o mișc pe asta aici. Deci nu ești cu minte, imediat te altoiesc cu bățul ăsta. Deci poți să le lipezi și așa, dar n-are sens. Așa. Și până mă duc de aici și ca și cum mai îmi iau culoare și linie și fac trasez și linia asta. Dacă vreți, puteți să faceți așa. Ia uitați, acum mi-a venit o idee. Fac așa, ăsta cu o culoare, fac aici o cioacă, asta o fac o altă culoare, da? Și a treia linie mă duc și fac cu totul și cu totul o altă culoare. Și am făcut aici o... Da? Nu este perfect, ok. Hai de bre. Și am făcut aici un triunghi multicolorat. Deci puteți să vă jucați și după aia puteți să luați aceste laturi, să-i explicați chestii. Arătătorul. Imediat vin la tine, țac, și îl pun la loc. Îmi place mult opțiunea asta, e foarte tare. Nu? Bun. Și mă duc și șterg, bineînțeles, ca să am loc să mai fac ceva. Aici inserez, ia uite. A, uite ce inserez aici. Da? Ce formă vreau eu să fie dreptunghi, pătrat, da, așa. Și mă duc și trag de el, țin cu mouse-ul și inserez acirișa. Da? La fel, pot să mă duc să mai iau unul și fac așa. Și schimb și culoarea de umplere, dacă vreau. Asta o fac albastru. Asta o las verde. Da? Și dacă vreau, mai fac și unul mititel aici, așa. Și asta o fac așa. Pot să fac tot felul de figurine din astea, bineînțeles, sunt obositoare astea, te doare capul, nu fac culorile astea vii. Și acum, ca să mă duc să scriu în interiorul lor, mă duc și iau textul de aici și îl pun aici și scriu. Salut! Da? Și apare aici. Deci mă duc și iau litera asta A, text, și scriu. Și acum apare ce am scris în interiorul acestor. Observați, da? Deci trebuie să iau de aici text și scriu aici mesaje. Pac. Da, nu! Așa. De ce, domn profesor, e ultima zi? Cum așa, exact. Astăzi așa mi-am zis, domn, nu facem și noi asincron, eu am făcut toate orele sincron, nici ora asincron. Domn, știți că vă iubim, astăzi nu facem și noi asincron. Adică ce vreți, mă, să faceți asincron? Domn, nu sunteți noi obosiți, vă rugăm. Da, extraordinar, da? Așa m-a zis și mie, ce mai repedat astăzi, bineînțeles. Și aici pot să mișorez, da? Sau să măresc. Asta e o veste mare, dăm lucrare, măresc aici, așa, să vadă ciumpalacii. Da? Și mișorez aici. Deci vă puteți juca cu asta și să puneți aici, ori scrieți, ori puteți da copy-paste din documentele pe care le aveți, din Word. Selectați, copy și paste aici. Și puteți să prezentați textul sau ce anume vreți să arătați copiilor. Vă place, nu? Aici avem cercuri, ia uite. Extraordinar. Și în asta puteți să faceți tot felul de chestii, să scrieți foarte frumos. Puteți să adăugați și un pătrat. Și puteți să faceți așa tot felul de prezentări. Aici, să scrieți mesaje, să puneți text, să arate mai atractiv, zic. Bun. Aici v-am arătat că aveți opțiunea să inserați fotografii. Și aici puteți să punem poze, ia uite ce drăguț. Ori din calculator, ori de pe internete. Cum se zice pe la noi. Așa, și la fel o micșorați.
Da? Și puteți după aceea să vă jucați, să puneți un cerculeț aici, să scrieți ceva despre usuleț. Deci puteți să faceți o groază de scheme aici. Dreapta puteți să trageți și vă place, nu? Aici îi punem un pătrat. Deci mă juc acum, prima oară când fac asta. Așa, și aici pot să scriu ceva. Sau trimit copiilor și să completeze ce știu ei despre ursul panda. Și să scrie aici, în stânga și în dreapta, în aceste simboluri. Ia uite ce frumos vă apare. Și zic, scrieți caracteristicile ursului panda, în stânga și în dreapta. Două, trei, țac, pac, cu liniuță. Dacă știu să scrie, dacă nu, bun. Frumos, adică se poate lucra pe tabla asta excepțional și după cum vedeți, asta este atuul ei, că eu văd ce face fiecare elev în timp real. La clasă, până mergeați printre bănci și până vă uitați pe foi, pe caiete, ce scriau, trecea ora. Așa aici puteți să dați foarte multe sarcini, da? Într-un timp scurt, câte 1-2 minute fiecare sarcină și practic îi țineți tot timpul în briză. Bine, pe lângă faptul că ei vor chiorâ stând la calculator, dar vor chiorâ măcar învățați, da? Vor fi niște chiori luminați, da? Dar asta spun, ei veți putea verifica mult mai ușor ceea ce lucrează pe caiete, adică pe aceste pagini. Asta îmi place foarte mult. Este o tablă excepțională. Aici am butonul de să inserez PDF-ul, dar îmi trebuie abonament și nu am nevoie de PDF, că îl fac Word. Copy-paste aici, aici înainte și înapoi. Zoom-ul, să măresc tabla sau micșorez. Să o downloadez ca poză, ca PDF, observați? Și am downloadat tabla asta, zic, ia uite ce am creat eu, extraordinar. Uitați, doamna directoare, am muncit. De ce spuneți că nu muncesc online? Cât mi-a luat să fac asta? Habar n-aveți. Da? Nu mai spuneți că nu facem ore online. Uitați cât muncim. Așa? Și acum pot de aici, din dreapta sus, să downloadez și tablele elevilor. Asta este foarte tare. Ia uite, mă duc aici și dau Save All Whiteboards as PDF. Și toate tablele elevilor mi le salvez într-un PDF frumos, mare, elegant. Ia uite, și drăguț arată. Ia uite, tabla doamnei Adriana n-a scris nimic. 2. Corina, 2. Elena, ai făcut un usuleț aici. 1.5. Așa. Și fiecare elev are tabla asta pe care eu o am în PDF aici, cu ziua și ora, vedeți, la care s-a lucrat. Ia uitați, doamna directoare, cum muncesc eu cu copiii, rupere. Și am aici proba asta și pentru părinți și pentru mine, că am o probă că s-a lucrat și ei au scris aici pe tabla asta. Deci de aici, din această săgeată, din dreapta sus, opțiunea asta, save, și asta este să vă șterg tablele. Când sunteți răi, pac, vă șterg toate tablele. Dar de ce, doamna, că eu am făcut aici un ursuleț drăguț. Hai să vă arăt tot meniul de aici care ne interesează. Este să închid tabla, clasa, când termin ora, să șterg tablele elevilor, să le salvez. Da? Și, mă rog, să salveze ei, să arăt numele elevilor, asta nu mă interesează, sunt niște opțiuni extra. Bun, ce mai am aici în meniul tablei? Haideți să-l șterg. Am jos aici o chestie care îmi place foarte mult, astea sunt linii. Ia asta să vedem, am arătat și aseară, dar văd că nu se deschide, nu știu de ce. Trebuie să aștept un pic. Deci aici avem linii îngroșate cu care putem să scriem pe tablă. Da, văd că nu se deschide tot timpul așa ușor chestia asta. Hai să iau o culoare. Nu vreau să iau asta, vreau să iau linia, n-ai înțeles? N-ai înțeles? Deci pur și simplu nu mai apare aici. Și aseară a făcut aceleași figuri. O să apare el. Așa. Aici am guma de care v-am zis, flattened image de care v-am zis, portativul și pentru matematică am să inserez aceste expresii matematice în latex, să le scriu. Da? Și să le pun aici pe tablă. Cine vrea să facă matematică în latex, poate să scrie aici formule în codurile astea și să le pună acilișa pentru elevi. Bun. Deci asta este pe în detaliu meniul acestei table. Și aici aveți o linie, pur și simplu nu se deschide. Aici este ca să știți, este o opțiune să scrieți îngroșat.
Ar trebui să se deschidă aici, nu știu de ce nu se deschide. Hai să-i dau un refresh. Uite că a mers. Deci vedeți, aveți o linie de la 1 până la 50. Și dacă mi-aleg 9 și îmi iau pixul, ia uite. Nu văd doamna în spate cât mi-a spus. Uite, acum vezi? Nici acum nu văd. Hai să-ți dea mama o linie mai mare. Uite cât te-a pus doamna. Ce notă mi-a spus doamna? Că tot nu văd. Acum vezi? Da, doamna, văd acum. Da? Deci aici am linie groșată cu care pot să scriu. Asta mi se pare foarte tare. Ia uite, să o luăm pe asta de 50 maximă. Ca să vedeți ce guguloaie este, uite. Da? Șmecherie. Dar aici nu putem să downloadăm de pe net, nimic. Ce să downloadăm? Nu știu, o imagine sau ceva. Ba da, așa. Da, v-a spus de acolo, da. Downloadez și o pun pe tablă, sigur că pot. Deci am aici opțiunea asta, uitați, aici, să inserez imagine. Da. Și o downloadez de pe net, ce vreți dumneavoastră să le arătați, o poză, un cal, o capră, un porc tăiat, un șoric, și îl puneți aici pe tablă. Și după aia vă duceți și faceți aici tot felul de anotări pe poză, după cum vedeți. E foarte mișto. Să vadă doamna director, așa, să zic că asta s-a făcut voi la oră. Păi normal. Ce, face cineva ceva la oră? Păi până ați găsit imaginea. Păi dar mi-o pregătesc din timp, evident. Mi-o pregătesc din timp imaginile alea, da? Îmi spun, băi, îmi trebuie 5 poze, mi-e de scar frumos de dipiniet și acum le pun aici pe tablă. Și gata. Nu mai stau să le caut. Dar și în timp real, dacă le caut, le găsesc în 30 secunde. Cât credeți că mi-a? Nu mi-a mult, nu? Bun, deci asta este... Asta este meniul tablei, foarte, foarte bună. Pe mine e cea mai bună tablă de pe internet, pentru că mi-oferă cam totul. Și mai ales asta, tabla elevilor, asta îmi place maxim. Aici puteți să faceți verificarea cunoștințelor în timp real. Ceva rapid să lucreze, o sarcină și așa, și verificați dacă sunt atenți și prezenți. Nu mai trebuie să stați să vă uitați în Meet, e ăla acolo, ascultă ce zic. I-a zis, ia, acum pe tablă fiecare să răspundă la următoarea întrebare. Au răspuns toți, înseamnă că sunt acolo, sunt prezenți, sunt atenți. N-au răspuns, doi, mâncate-ar mama, da? Așa. Dar cum a făcut acolo de a blocat? Ce? Nu mă întrebați că nu e... Nu a făcut, probabil că e o setare de la laptop. E blocat. Da, am a făcut văzut. E o setare de la laptop. Și la fel, am tabla elevului și mă duc și o salvez, dacă vreau. Personală, tabla aceasta și o salvez așa, da? Ca imagine. Și poți să salvez și toate tablele. Ia uite, sunteți la RDS, văd și IP-ul de pe care lucrați. Spionaj total. RDS? Ați văzut? Deci foarte mișto. Foarte mișto tabla. Asta vă încurajez să o folosiți. E foarte faină. Și puteți face orice pe ea în materie de predare, învățare, evaluare, ascultare. Păi descrieți aici un exercițiu rapid, da? Dați cu push. Și ia să vedem, în 5 minute rezolvarea. Ei dacă nu pot să scrie pe tablă, din diverse motive, au telefoane slabe sau nu știu ce nu le merge pe tabletă sau calculator, pot să scrie pe foaie, pe caiet, fac o poză și o încarc aici, pe tablă. Și gata. Da? S-a terminat, exact ca în clasă. Deci dacă intervin probleme că, doamne, eu știți, nu pot să scriu, nu e nimic, rezolvă pe caiet, fă acolo ce ți-am pus 10 minute, poză, poți să-mi faci. Că e ușor, și încarci poza din telefon sau din calculator, acilișa pe tablă. Exact cum v-am arătat și eu, am aici opțiunea să încarc fotografii. Da? Și cum încarc eu asta, ei încarcă poza cu exercițiu. Și s-a terminat, gata. Puteți să dați lucrări așa, oră de oră. Da? Și nu trebuie să scrie pe tablă, poți să scrie pe caiet. Nu? Deci merge perfect tabla asta pentru orice... Cum putem folosi tabla aceasta pe Classroom? Păi facem share și le dăm link-ul. Exact cum v-am dat eu acum. V-am dat link-ul pe Zoom, dar să dați link-ul tablei pe Meet. Și ei sunt în Meet, evident, ne auzim cu ei pe Meet, ne și vedem, dar ei lucrează pe tabla asta, pe whiteboard, share-uită de mine. Este perfect funcțional. Nu iese nici o secundă din Classroom și din Meet elevul. Și lucrează pe tablă. Exact cum v-am pus eu link-ul în Zoom, doamna Corina, noi să le puneți link-ul tablei în Meet. Da?
Ei deschid tabla și cum noi stăm pe Zoom, e ca și cum am stat în Meet acum, da, să zicem. Exact aceeași discuție va fi. Mulțumesc. Deci orice link, încă o dată, pentru că orice link de pe internet, adresa asta, când noi dau copii și paste, poți să o trimit oriunde comunic cu elevii, live sau offline. Da? Dacă comunic online, sunt pe WhatsApp, sunt pe mail, sunt pe Meet, sunt pe Zoom, sunt pe Skype, sunt pe oriunde, da? Dacă o pun într-o adresă offline, pe mail sau pe Classroom sau pe Teams, o trimit acolo. Deci orice link de pe internet poate fi pus oriunde, în orice chat. Iar ca să și văd, fac share, pentru că de-aia sunt pe Meet, să share-uiesc ecranul și pe Zoom. Este simplu principiul după care funcționează aceste site-uri. După cum vedeți, ele sunt libere și pot fi folosite oriunde, în orice aplicație. Nu există restricții. Da? Bun. Asta e tabla minune. Îmi place foarte mult. Vă încurajez să o folosiți și elevilor le place. Cine o folosește? Doamna Elena, nu? Nu. Nu o folosiți? Păi da, să o folosiți de acum. Nu, noi avem ca platformă Edus-ul. Și? Și intră prin Zoom. Păi și pe Zoom puteți să o faceți pe asta Bricia. Exact. Păi acum le descoper pentru că nu am fost. N-am fost la cursul de când le fac. Ba, am fost, dar m-am folosit de alte. De alte trucuri. Sigur. Da, deci tabla asta mi se pare ideală și ar trebui să o folosească foarte multe lume pentru că ne oferă meniu foarte, foarte ofertant, după cum vedeți aici, și ușor de folosit. Bun, sunt întrebări legate de tabla aceasta? După cum vedeți acum, în comparație cu Jamboard, de clasă mondială, da? Jamboard e o glumă, adică e o tablă, așa, adică hai să facem o tablă. Dar ce e aici? Păi ce, se compară Jamboard cu asta? Niciodată. De asta zic, că nu toate uneltele din Google sunt perfecte, ba dimpotrivă. Unele sunt foarte slabe. Google are, într-adevăr, partea aia bună de documente, prezentările, PowerPoint-urile alea, foile de calcul care stochez informații, statisticile, da? Dar în materie de tablă și de Meet, pardon, Whiteboard e peste, Zoom e peste Meet, adică nu sunt cei mai buni de pe piață, dar asta e. Bun. Întrebări despre Whiteboard, dacă nu, vă mai arăt două table. Deși dacă v-am arătat asta, ce e să vă mai arăt? Hai să vă mai arăt. Tabla de la Microsoft. Și aia este foarte drăguță. Deci se descarcă pur și simplu. O descărcați de pe microsoft.com, gratuită. Și arată așa. E o tablă simplă, destul de drăguță. Creați o tablă nouă, pânză îi zic ei. Să vedeți, pânză. Și aici avem la fel, un meniu drăguț pe care putem folosi, aici poți să creezi link-ul, da? Se creează link-ul pe care îl trimite elevilor. Din nou, ei nu trebuie să aibă cont, o să vi-l trimit după aia, l-am copiat deocamdată, o să-l pun aici în chat și o să-i dau enter după ce vă prezint. Ok. Și ce avem aici? La fel, avem creioane, în dreapta este meniu, cerneală în tabel. Deci putem să reselectăm ce avem nevoie să luăm. Fixare obiect, da? Formatare fundal. Ia uite, pot să formatez fundalul și aici. Da? Practic cam aceleași opțiuni, numai că sunt altfel. Pot să apară sub formă de punct, sub formă de pin. Deci vedeți, aveți sub formă de pătrat, grafic. Au și foarte multe opțiuni aici. Și hibrid. O tablă foarte bună și asta îmi place. Romb. Triunghi, ia uite, dacă vreți să aveți unde e obositor triunghiul ăsta, riglă lată, ia uite, drăguț. Selectați aici o culoare, dacă vreți, pentru fundal. Bun. Aveți bara de instrumente, unde să fie, în stânga sau în dreapta, sau jos. Goliți pânza, așa zic ei tablei, pânză. Dacă vreți să o ștergeți de aici. Așa, și vă luați, să zicem, un creion de aici, să scrieți. Ok. Și acum vă duceți jos aici, vedeți că jos aveți creioanele, ia uite, aveți aici stilou negru și mă duc să scriu cu acest stilou. Hai, libre.
Ce e Dumnezeu? A, probabil că nu am bifat aici stiloul negru, bă, da, e activ. Dar de ce nu mă lasă să scriu? Ok, cerneală, am și cerneală. Toate așa, că e o problemă cu stiloul ăsta. Ok. Da, haideți să mă micșorez eu aici. Ok, v-am dat acces. Practic, acum vă configurați meniul, nu? Păi da, eu acum am descărcat-o, pentru că eu nu o folosesc, dar am mai lucrat pe ea, dar n-am folosit-o aici. Creat o tablă nouă, în Zoom n-am mai folosit-o și aici am meniul, stați așa, cea. Mi s-a închis, nu? Da. Ba da, m-am închis Microsoft. S-ar putea să facă tot în jos, știu, dar trebuie să te loghezi prima dată la ei. Haideți să încerc cu creionul ăsta. Da, dacă nu mă lasă să scriu, am riglă aici, uitați, am și linie, am o riglă foarte drăguță cu care pot să scriu și am casetă text, ia să vedem, mă lasă cu caseta text să vă arăt, exact ca și face altă tablă, mă lasă aici, uite, acum mă lasă, vedeți, așa, mut rigla asta de aici, deci e cam același meniu pe care îl știți. Bună, ce mai faceți, pot să scriu aici, așa. Am radieră, am asta cu care pot să mă duc înainte, înapoi. Am mai multe tipuri de creioane aici, după cum vedeți, stilouri, curcubeu. Așa. Pot să adaug text aici, imagine. La fel. Pot să-mi adaug imagini, să punem și pe aici pe ursulețul ăsta. Da? Și acum haideți să vă dau și dumneavoastră link-ul, să intrați, să vedeți ce puteți face ca elevi. Ia, intrați pe linkul acestei table, să vă jucați un pic. Deci, practic, are cam același meniu ca și celelalte, arată un pic altfel. Ia să vedem, reușiți să intrați. Ne pune să descărcăm aplicația. Ah, vedeți, exact. Vă pune să vă descărcați Microsoft Teams. Deci nu mai descărcați nimic. Deci asta e problema, că trebuie descărcat înainte. Dar ea nu este... E slabă, nu? Față de ce ne-ați prezentat înainte... Da, da, da. E o tablă de la Microsoft bună pentru cei care lucrează în Teams, dar nu e senzațională față de... Așa aici puteți la fel să adăugați table noi. Asta e tabla de la Teams. Vedeți că fiecare e cu concurența. Google are Jamboard, Microsoft Teams are Whiteboard. Tot Whiteboard se cheamă așa. Asta tabla Whiteboard de la Teams, de la Microsoft. Dar... nu se compară cu, la fel, putem să încărcăm Word-uri, documente, PDF, PowerPoint, putem să adăugăm text, avem această selecție cu lasou, avem rigla asta pe care v-am arătat-o, avem creioane și tot felul de ascuțitori pe aici, stilouri și pensule cu care putem să scriem și intră și copiii și scriu și ei pe tabla asta. Deci asta e tabla de la Microsoft. Dar trebuie descărcată și de către noi, de către elevi, mă rog, să zicem că nu o să faceți asta, dar dacă vreți să încercați și pe asta, asta e. Ce să fac eu la grupă mică, vă dați seama. Da, exact. Câte table să descărcați? Toată ziua asta să descărcați table, nu? N-are niciun sens. Ok, și acum haideți să vă arăt și Open Board. Asta se descarcă, este o mică aplicație care se descarcă în calculator și se instalează în computer, e gratuită. La fel, o tablă foarte drăguță, dar nu este colaborativă, din păcate. Dar are multe opțiuni, îmi place și asta. Dacă vreți doar dumneavoastră să scrieți, e perfectă. Are un meniu foarte bogat. La fel, avem sus aici fundalurile. Da, vă alegeți ce fundal doriți. Ok. Paginile, câte pagini vreți să puneți. Da, puteți adăuga aici oricâte pagini, din nou. Aici culoarea cu care scrie și în stânga aveți stilourile sus, dar le aveți și jos, în meniul din jos. Uitați aici. Da. Și vă luați, să zicem, un stilou și scrieți, da? Subțire. Și aveți foarte multe tipuri de a scrie aici. Aveți guma din nou, care ștergeți. Acum deja știți meniul. Aveți o pensulă. Aveți asta să măriți și să micșorați. Zoom-ul. Da? Aici aveți, la fel, un evidențiator să atrageți atenția. Hei, fii atent aici, aici am scris. Ochiul la mine. Acum aici, acum aici, acum aici.
Da? Și aveți această casetă text în care la fel puteți să scrieți texte, da? Și puteți trage de ea, puteți scrie mare, puteți colora, puteți schimba culorile de aici de sus, după cum vedeți, puteți să tăiați. Deci vă puteți juca cu caseta asta text cum doriți, da? Și puteți edita, puteți mări textul, puteți micșora, puteți centra exact ca la Word, puteți schimba culorile, e o tablă foarte drăguță și asta, adică îmi place mult și asta, numai că elevii nu pot scrie pe ea, doar să vadă prezentările. Ok, ca să anulez, dau de aici sau șterg toată tabla. Pot să încarc pe ea, asta îmi place, documente, în dreapta sus aici, la documente, unde pun eu cursorul, putem să încărcăm din calculator fișiere, orice, PDF, da, poze, documente, pot să încarc orice din calculatorul meu, dau importare aici și ia uitați, mă duc și încarc ce vreau eu pe această tablă. Am încărcat cursulețul ăsta, da, din nou și pot să scriu pe el, pot să fac ce vreau. Deci pot să import orice documente sau de pe net. Pot să caut documente și să le import de pe net, bineînțeles. Ok, mi-a deschis acum netul vieții, acum va trebui să închid și să ies. Ok, asta se întâmplă aici la tabla asta, am ieșit, intru din nou. Și ce mai am aici? Am în dreapta o chestie foarte drăguță, ia uitați câte sunt aici. Un meniu cu înregistrări, filmulețe, imagini, animații, aplicații, forme. Și la fiecare, ia uitați, vă duce și vă alegeți ce aveți nevoie. Au foarte multe prostioare de astea pe care le puteți folosi la fel gratuit. Deci vă duce și dați click pe ele și le trageți și le puneți aici dacă vă trebuie. Au o groază de drăcii din astea, sunt foarte, foarte drăguți. Aici. Ok, haideți să... Am și tastatura virtuală aici, să scriu cu tastatura virtuală și pot să export și să import această tablă aici, o deschid și o fac PDF sau import altă tablă pe care deja am scris-o. E o tablă foarte complexă, adică... Îmi mai repetați odată, vă rog, cum se numește tabla? Open Board, O-R-D, dar se deschide de pe net și se descarcă. Haideți să vă arăt. Deci nu este site, este ca o aplicație, e gratuită, dar și ca să ieșiți din tablă trebuie să vă duceți aici, pe ultima căsuță Open Board, din dreapta sus, aveți această săgeată și dați click pe ea și ultima, da, funcție este ieșirea, altfel nu puteți să ieșiți niciodată din tabla asta și vă doare capul. Deci așa se iese din tabla asta, m-am chinuit și eu până am văzut, zic, unde naiba se iese de aici, mă? Așa se iese. Și ca să o faceți rost de ea, haideți să vă arăt cum faceți. Da. Așa, deci vă duceți pur și simplu pe Google, că e o tablă drăguță și o puteți folosi pentru prezentări. Și scrieți Open Board. Da? Și asta este, Download Open Board. Vă duceți pe Open Board, prima care se deschide, .ch și vedeți că vă apare acest site și îl downloadați pentru Windows, dacă aveți calculator sau laptop. Și downloadați, apare un fișier executabil și el apare aici pe desktop, așa arată. Asta este simbolul ei, tabla asta. Și practic eu o lansez de aici, pentru că am descărcat acest fișier și o lansez de aici, e gratuită. Deci întâi se descarcă acest fișier, se pune pe desktop și după aia puteți să o descărcați și să o dați share la elevi și să vă apucați să scrieți pe ea chestii. Da. E o tablă foarte bună de reprezentat. Nu pot scrie elevii pe ea. Dar are foarte multe chestii, puteți pune documente. Îmi este utilă mie. Exact, exact, exact. Dacă vreți doar să faceți prezentări, e o tablă bună. Da, da, da. Chiar este foarte bună, mulțumesc. Da, exact. Adică e peste Jamboard, dar nu este peste Whiteboard.fi. E pe locul 2 în topul meu. Și acum... A apărut o chestie, deci asta e tabla, haideți să vă arăt, este new entry, n-am mai prezentat până acum. Deci sunteți primii care știți despre asta. Classroom screen se cheamă, n-are legătură cu Classroom. Ia să vedeți ce aplicație a apărut. Extraordinară. Deci este site, nu râdeți doamna Carmen.
Așa. Deci este un site, Classroom Screen, aplicat. Am văzut un material creat de o colegă. Cum? Am văzut un material creat de o colegă pe unde? Classroom Screen și chiar eram curioasă. Ați văzut? Într-o prezentare făcută, dar la o evaluare de curs. A, lumea lucrează deja pe lucruri de astea, nu? Ce oraș predați? În Onești. A, să trăiești. Am înțeles, toată lumea din Onești. O știți pe doamna Virginia Brescu? Da. O știți? A fost profesoara copilului meu, da, de la Moisil. De la Grigore Moisil, de la liceu, nu? Nu știu de unde e, știu că e tot din Onești și mai participă la cursuri, e formator la CCD, o să facem împreună ceva. Nu ne-am cunoscut, n-am vorbit niciodată, dar știu că e din Onești și am făcut asocierea. Este. Practic mă știe toată țara, acum nu mai pot să mai fac nimic. Așa, inclusiv o colegă din liceu, din clasă, mi-a scris astăzi, că a văzut cursurile astea, deci de 20 și ceva de ani n-am mai vorbit cu ei, mi-a scris astăzi pe mail, sunt Adriana Ciurea, predau franceză în Năvodar, ce mai faci, am văzut cursurile tale, extraordinar. Da? Bun, deci tabla asta are, de fapt, este o aplicație în care pot să fac o groază de cioace, mișto, am background, deci am background ca poză, pot să pun, ia uite ce drăguț, dar și filmulețe, animații, ia uite, foarte tare, deci eu mișto de tot ce au făcut cu asta, ia uite. Unde vreți să fim acum, a? Unde e aici, la Sulaina Channel, a? Ia uite ce frumos. Și putem să punem animații, ia uite, vine sezonul acum. Și, ia uite ce am aici, am random name, pun aici numele. Extraordinară mi se pare asta, foarte mișto tabla asta. Mă rog, tabla e deja, nu mai e tablă, e o aplicație în sine. Și cine răspunde acum? Câștigătorul este. Deci trec pe elevi aici și îi dau choose name. Da? Și în felul ăsta îi selectează tabla. Cât de șmecher e asta? Ce? Eu am scăpat. A scăpat, că nu m-am trecut aici, dar vă trec imediat. Da, deci aici, random name, am posibilitatea să-i trec. Nu mai fac. Nu mai fac de asta, gata, nu mai fac, scuze. Așa, după aia am zaruri. Fiți atenți ce șmecherie, să dăm cu zarul. Băi, tata, așa ceva. Cu două zaruri și cu trei zaruri. Puteți să le folosiți la un truc, la orice drăcie, vă trece prin cap. A? Mișto de tot. Asta nu mai era până acum. Zaruri nu băgaseră ăștia. La fel, am background aici la zaruri. O să mă joc aici cu setările. Și zicem, cine vrea să răspundă acum? Păi, cine zice că e sub 6 zarul, da? Fac. Sau sub... Sau de la catalog. Foarte drăguță asta. Am nivelul sunetului aici să-l regrez. Am aici, pot să adaug imagini, camera web și link-uri de pe YouTube. Foarte tare. Da, uitați, am codul QR aici. Elevii îl scanează. Dacă puneți telefonul pe calculator acum și scanați codul QR, intrați pe tablă aici. Sau cu link-ul ăsta puteți să intrați când vi-l dau eu. Foarte șmecheră treaba. Așa. După aia am aici o tabliță unde pot să scriu, da? Cu culori și cu pixul. La fel, am tabla asta mare. Și la fel, pot să mă duc în dreapta și pun background, deci practic e tabla aia pe care o știți, ia uitați. Și am și portativ și aici, foarte tare e tabla asta și am și ceas chiar. Deci mă duc aici și scriu și la fel pot să o măresc. Trag de ea sau pur și simplu, uitați, o măresc, o pun pe tot ecranul. Hai să șterg codul QR de aici. Și am și o tablă din asta, exact ca tablele celelalte. Și am tot meniul unei table, ia uitați și aici, stilouri, da? Culori, grosime, deci am încă o tablă, am făcut rost de încă o tablă, foarte șmecheră. Da? Pot să pun pe tablă imagini, foarte, foarte tare este chestia asta, are foarte multe funcții, deci asta este doar tabla din interiorul aplicației, că aplicația are mai multe drăcovenii, după cum vedeți. Așa, bun.
Dar numai pe Classroom se poate folosi? Oriunde, oriunde. Este aplicație, o share-uiesc și o dau copiilor, oriunde. Nu cred, da, ai 10 Classroom scând, probabil ca să atragă oamenii cu Classroom, i-au zis tot așa. Ce mai am? Am aici text, ia uitați, la fel să scriu textul. Am aici o chestie foarte simpatică, ia uitați. Ce drag. A? Da? Zicem, gata, acum lucrăm. Acum muclez. Da? Treabă un prieten. Gata, muclez cu copii. Foarte tare, deci funcția asta. Ia uitați, asta îmi place foarte tare. Ia uite ce s-au gândit să pună mâine. Ne pregătim. Aha. Vine floarea verde. Aha, acum vorbim, nu mai vorbim. Vă pregătim și începem. Avem deja culoarea roșie maxim de gălăgie. Exact. Și am și timer, ia fiți atenți aici. Deci am timer pe tablă, să zicem că începem să lucrăm verde, da, și pornesc. 10 minute faceți exercițiul ăsta acum. Super. Da? Și las 10 minute și văd aici cât mai timp mai au de lucru. Și nu doar că am timer, am și cronometru. Da, și zic că facem pauză după 3 minute să văd, sau după 1 minut să văd ce ați lucrat. Șmecherie și asta, nu? Da. Am și ceas. Ia uite, am și ceasul calendar aici. Calendar. Calendar, evident. Să știu în ce zi mă aflu, că poate am uitat. Da? Deci, practic, am tot ce vreau și ce nu vreau pe tabla asta. După ce se duce timpul, îmi bipă aici, face cling, 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 da? Anuntă. Chiar dacă eu uit, mă anunță. Auzi. Sirena. Pun să-ți sune ceasul aici. Altceva. Bun. Așa. Și în dreapta am, la fel, un meniu din ăsta pe care pot să-l accesez. Pe tablă direct. Da? Și să mă joc aici cu limba. Pot să pun în română. Perfect. Da. Uite aici. Așa, pot să-i dau un nume, pot dau un adres, pot să folosesc alte background-uri aici, ia uitați câte au, o căruță de background-uri pe care le pot folosi, sau background local, deci vă jucați aici cu asta, sau fotografii, după cum v-am arătat, ia uite, schimb de aici fotografiile, deci practic mă joc cu screensaver-ul astea. Și animațiile astea sunt foarte drăguțe, pentru că le puteți pune acei mici. Yeah. Da? Foarte spectaculoase. Și practic aveți o aplicație care aveți și tablă, aveți și cronometru, aveți și stopul ăsta care e foarte haios. Să ziceți, să ziceți vorbim când vă dau permisiune. Da? Acum vorbesc eu. Acum vorbiți voi. E mișto de făcut asta așa, nu? Da. Să ne jucăm cu el. Exact. Puneți aici și, mai ales la cei mici, puneți și timer aici, zic ai un minut ai voie să vorbești. Gata. Da? Hai, dacă nu știi într-un minut, doi, spune mama. Păi stați așa, doamna, păi da, ce într-un minut, ce să zic mai întâi? Doamne ferește, da, am trimis să caut în caiet, ce să zic mai întâi? Da, și cronometru. Go. Foarte bună, nu? Foarte, foarte drăguță, zic. Da, este foarte atractiv. Nu? Foarte, foarte. Și aici pot să adaug, și sondaj. Ia uite, pot să fac sondaj cu ei aici. De ce crezi despre lecția de astăzi, da? Și ei pot să voteze. Minunat. Ia uite. Da? Și la sfârșit îi faceți un sondaj, așa? Și aveți reacțiile lor. Are foarte multe funcții. Adăugați o nouă tablă. Pe asta de prezentare și puteți să faceți și un new group maker aici, să faceți să-i puneți în grupe și să lucreze pe niște echipe aici așa și acum dați next și acum am creat un grup format din două doamne, Adriana și Carmen, da? Fac și pot să fac și grupuri aici așa. O tablă rupere, o aplicație de fapt,
O să o pună cu bani și pe asta, pare mi se că și este cu bani, anumite funcții sunt cu bani deja, dar acum e gratis tot ce vă prezint, până când o să se prindă lumea că e mișto de tot, folosiți-o. Că după aia o să pună $5, parcă și văd. De asta cum se numește? Classroom Screen. Hai că vă pun asta în chat, să o salvați. Foarte, foarte bună. Classroom Screen, uitați-o aici, este aplicație, site, de fapt, online, pe care îl puteți folosi gratuit. Da? Și elevii, la fel, pot să intre, ia, acum aș vrea să vă las să intrați, vă dau codul QR și să intrați și dumneavoastră pe tablă, ia să vedem. Așa, vă dau codul QR, luați telefonul dacă l-aveți la îndemână, da? Și scanați, o să măresc eu acum asta, și scanați aici, exact, da? Scanați această imagine și scanând-o cu telefonul, intrați practic pe tablă. Și mecherie, nu mai dau link-ul. Direct scanăm, vedeți ce înseamnă tehnica asta, domnule? Ce am ajuns să facem? Ia uite, foarte, foarte drăguț, nu? Foarte, foarte șmecheră. Ați reușit să scanați? Cineva? N-au nimic? La fel, încercă. Eu. Cum? Încercați? Țineți telefonul deschis așa, da? Și dați l-am cu camera. L-am scanat, dar aștept să încarce. Ah, perfect. Și dați cu camera, porniți camera și scanați. Doamna Cornelia Constantin, sunteți acolo? N-a zis nimic tot cursul. Cred că face pregătire de Crăciun. Sau ceva, face bradă sau cine știe. Nu ne aude, nu vorbește cu noi. Bun. Așa. Aici am și clopoțel, am și microfon. Ia uite ce chestie. Deci, cu Google, da? Ne logăm cu Google sau cu microfon? Da, 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 cu ce o fi, nu contează. Microfon. Cu ce o fi, nu contează. Eu nici măcar nu m-am logat. Sper să funcționeze, că eu sunt pe o tablă fără nume, așa nu m-am logat. Ok. Bună de tot, nu? Și drăcia asta. Am zis că... O puteți folosi și pe asta, mai ales că are multe funcții dintre astea foarte drăguțe pentru cei mici. Nu? Țac, pac. Tabla vieții. Asta este tabla vieții, Classroom Screen, îmi place mult. Puteți da copiilor să intre, să se joace. Ați reușit? Dacă n-ați reușit, știți acum cum se face, codul QR. Și o puteți da copiilor, că poate acum nu reușiți să faceți în seara asta tot. Să și intrați pe toate tablele. Da, dar după scanare... Da? Domnul Florin, după scanare, îmi dă, deschide website. Da? Sau pe ce? Nu pe ăsta, pe deschide website? Trebuie da, 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 da. Și de acolo mă duce într-o chestie genul ăsta. Adică nu știu dacă reușiți să vedeți. Țineți mai aplicat ca să vadă. Așa. A, nu vă lasă? Să văd eu de ce. Deci nu mă duce nicăieri unde aș putea să mă loghez, tot îmi descrie aplicația. Am înțeles. Am scanat de două ori, am zis că poate n-am făcut eu bine prima dată. Dar am înțeles. Da. Ok, deci asta este aplicația. Ați văzut ce face. Acum puteți să prezentați pe ea diverse joculețe copiilor, diverse animații, diverse drăcii. Cu ăsta intră. Ia să vedem. Uite, aveți și ceasul aici în dreapta. Vă mai jucați pe ea pur și simplu și le dați și copiilor
odată când aveți timp. Da, îmi cere un număr de telefon ca să pot să conectez. A, vă cere tot felul. Bun, o lăsăm atunci. O lăsăm, nu mai intrați, dar v-am arătat ce face, cu nume, cu zaruri, cu fundal. Bun, întrebări dacă aveți. Astea sunt aplicațiile și tablele de astăzi interactive. Am terminat prezentările, dacă aveți discuții, întrebări. Eu vreau să-mi arătați acolo cum setez ca după o anumită dată să nu mai pot să pun tema. Da, perfect. Tot cu la clasă ne întoarcem, nu? Da. Asta e viața. Așa, păi mă duc în setări, da? În setările generale ale cursului, aici, și setez aici din gestionați. De fapt, nici nu aici, aici mi-apar deja. Aici, uitați. Da? Temele ale studenților pe date cu întârziere și nu le mai accept. Aha, aia nu știam. Asta, s-au trimis din nou. Și, dar nu eram sigur. Asta este. Deci în setări, mai arăt o dată, da? Mă duc în setări și aici, în setări, mi-apar notificările astea și dacă nu vreau să accept teme, nu. Nu. Am făcut prestrin, stai de aici. Dar le acceptați ca să vedeți măcar cine întârzie. Nu accept nimic, gata. Păi ce stau eu de 3 luni de zile să aștept prima temă. Da? Nu te văd pe aici la asta. Doi, direct. Așa trebuie. Nu, dar nu mai stau. Scandal. Să vii și cu părinții tunși la școală. Alte întrebări, ziceți. Da. Mai aveți întrebări? Doamna Cornelia Constantin, nu a vorbit deloc cu noi, este incredibil. Ce face acolo? Nu avea microfon? Scrieți în chat, măcar că sunteți cu noi, că ne auziți. Nu vrea să vorbească. Așa, doamna Cornelia. Mâine, la ce oră? Mâine de la 6, de la 4 la 7, fac Word-ul și quiz-ul. 4 la 7 și link-ul de unde luăm? Păi vi-l trimit eu, e pe Facebook, puteți să vă înregistrați. Dacă... Pe Facebook unde intră, frate? Pe cine caut pe Facebook? Pe mine. Stați, că vă, stați că vă dau aici imediat, o secundă, gata. M-am uitat, dar acolo la Tudor, la Tănase Florin, n-am văzut nimic. Tudor se mă cheamă, nu Tănase. Mă rog, Tudor. Dacă vă uitați la Tănase, o să găsiți nu, pe nu, Constantin Tudor, Tănase. Nu, Tudor, așa, pe Constantin Tănase îl găsiți. Ia uite, pe pagina asta sunt toate cursurile de pe Facebook. Și ăsta de mâine, uitați, vă dau aici să vă log, să vă înscrieți. Uite, vă pun în chat și puteți să deschideți acum ca să vă rămână deschis Zoom-ul de logare și primiți pe mail link-ul de logare, dar intrați mai repede că s-au înscris 2000 de oameni. Da. Eu intru de la 2. Ce? Nu de la 2, că încep la 4, o să deschid pe la 3:30 probabil. Dar dacă nu pe Facebook Live, acolo este, uite aici. Deci intrați aici și dați click pe acest link de Zoom și vă înregistrați. Să nu greșiți adresa de e-mail, că toată lumea greșește mail-ul și după aia zice că n-a primit link-ul. Atenție când scrieți mail-ul. Eu n-am greșit nimic. Nici dumneavoastră. În general, așa, n-am zis personal. Așa, bun. Deci asta este anunțul pentru mâine și duminică la 5 cu doamna Mirela Tang. Bine. Dacă nu mai sunt întrebări... Mulțumim frumos și pentru această seară frumoasă. Ne-ați încântat cu noutății, pe mine cel puțin. Așa. Sunt convinsă că o să le pun în aplicare. Da. Nu vă poate. Stai liniștită. Ne vedem mâine la 4 pentru Word-o și Quizzes, într-un show din ăsta dement, cu mii de oameni. Mulțumim frumos, seară frumoasă. Seară bună, să rămână sărbători cu bine. Multă sănătate.